Salutare tuturor și bine m-am regăsit la Curiosity 194. Țineți-vă bine, avem niște mega meme-uri astăzi. Nu avem, nu avem doar lumină bună, avem și sunet bun, avem tot ce ne trebuie. Nu ne poate opri nimic să vă oferim încă o ediție plină cu noutăți din internet și tehnologie. Nu înainte să vă spun repede despre sponsorul nostru de astăzi care sunt cei de la Bigoti. Le mulțumim că au revenit și m-au îmbrăcat. Am mai și eu din tricourile de GB. Asta și... bine cu culoarea asta, știi, îmi place. îmi foarte, foarte, mult. Cred că chestia asta se numește... Deși nu te vedem pe tine cu tricouri în V, da, da, e foarte am mine cineva de acolo, de la Bigoti că da. ajută să ai uh, în V, ca mm -hmm. să nu-ți facă gâtul așa. Dacă ai gâtul gros, folosește un tricou în V și asta, asta e foarte mișto, că poți să-l pui și pe sub sacou, pe sub bluze, pe sub pulovere. Sau poți să-l găsi la aici, care să stea târnat așa. Da. Genius. Așadar, le mulțumim celor de la Bigoti pentru sponsorizare. Dacă vreți și voi tricourile astea, am mai folosiți o ținută de la Intronice de LCC. O perioadă o să mai uh, testezi și haine de bărbați uh, pentru orice fel de ocazie de bună calitate pe care le puteți găsi în magazinele lor sau online. Vrem să le mulțumim pentru sponsorizare și vrem să vă mulțumim și vouă dacă aveți și voi de gând să folosiți o astfel de sponsorizare. Scrieți-ne pe contactbuchnici.ro și propuneți-ne o colaborare. Fetele sunt uh, foarte dornice să vă ofere astfel de plasări, pentru că obiectivul nostru este să vindem plasări, nu să vindem contentul. Ați prins ideea, știți voi, ce facem pe aici. Vreau să le mulțumesc și membrilor noștri, care ei sunt principalii noștri sponsori, ei sunt patronii noștri. Și apropo, am o chestie la Patreon. Au lansat o funcție prin care poți să-ți faci aplicație de chat cu membrii plătitori, doar că nu mă țin nervi să fac încă un grup și pe Patreon. Dar pentru cei care folosesc Patreon, a apărut un messenger pe Patreon. Mi se pare foarte puțin stupidă ideea lui Instagram de a face acele grupuri în care este one way only, adică doar tu poți să da. vorbești. E un fel de... Adică mă așteptam să fie de, de ambele părți. Chiar mă bucuram să fie să fie Știi de ambele Știi cum ar să le zică la chestiile alea? Mm. Tuituri. <laughs> Ciripeli. Exact, pentru că după ce ai ciripit, nu contează ce ai ciripit, că vine altul și ciripește și mai ciripești și tu și... Nu contează, nu se pune. Da, dar m-am băgat în 10 grupuri de genul ăsta și am ieșit la fel de repede, pentru că este... Da. E spam, singur? E, da, e spam. Plus că se trimit notificările din toate <laughs> chestiile alea și oamenii au mai puțină răbdare ca niciodată, astăzi am observat o chestie pentru prima dată după foarte mult timp. zi. Eram la un eveniment în sală și s-a auzit din sală o sonerie de telefon. Mm, cineva și a dat, s-a scos telefonul de pe mut. Cineva și a scos telefonul de pe Bye. vibrație. Voi ați mai auzit telefoane sunând în ultima vreme? El meu e de vreo șase ani pe mut, deci nu. Exact. Deci mi s-a părut ciudat, a ajuns să fie pe dos. Acum, când auzi un telefon că sună, mai sunt telefoane care sună? Auzi în uh, supermarketuri. Ah. Și de Un coleg de la legume, fructe, la casa <laughs> 17, vă rog. Sau așa. Cum e, cum, da, și mai era mai chestia care îmi place foarte tare în hipermarketuri. Clean <laughs> <laughs> up on aisle Nu, 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 nu alea. Uh, ceva de genul că... Um, Uh, Stimați clienți, vă anunțăm că la orele 20 magazinul nostru s-a închis mulțumindu-vă pentru cumpărăturile făcute, vă rugăm să vă îndreptați către zona caselor demarcat marcat știi? Mm -hmm. Și pe aia mai, asta e varianta aia cu, care apasă, către zona caselor demarcat și mai, mai e cineva care o face ceva de genul o face cântat. Dar... Te-ai fost pe la supermarketuri recunoște? Da, eu merg, da, eu merg în supermarketuri merg în, la magazinul de bricolaj merg la hipermarketuri și mai variez mai, mai variez am fost și am încărcat spre exemplu la Brașov, m-am uitat în coflanul de acolo. Mai întreba aici în aviație, mă duc în lider. Nu, nu, nu discriminez. Ok, ok. Îi dăm cunoști oameni noi. Exact. Asta fac și pensionarii. Da. De asta se duc pensionarii la supermarket. Da și nu, că ei merg de obicei foarte dimineața. Da, ca să se întâlnească cu ei lor. Da. Așadar, hai să vă arătăm un pic cam ce fel de trupe muzicale urmărește Raduneagu. Bine, ăștia fac alt, altfel de muzică, dar trebuia să devine și cumva trending. Da. La cum arată, toți au în casă pe cineva care gătește bine. Păi, da, normal. Este în structura fiecarei, da. fiecarei comunități din orice țară din lumea asta. Cineva exact. trebuie să gătească bine acasă. exact Și cred că au făcut melodia asta în cinstea femeilor din viețile lor. Uh -huh. Ceea ce este foarte drăguț. Cum să nu? Apreciez. Mai avem încă o mema săptămânii pentru voi. Una din cele patru. Deci pe, pe Murat, nu știu dacă îl știți pe Murat. Murat este un geniu. Murat are toate clipurile lui. Arată așa. Este de fapt un vânzător din Turcia, dacă nu mă înșel, de uh, semințe, biscuiți, uh, ardei, chestii de genul <laughs> Toate clipurile lui sunt așa. <laughs> <laughs> și stai că îți dă și inimioara. doar clipul ăsta al lui Murat are 726.000 de like-uri imaginează ce trafic are în magazin dacă îl văd cei din locația lui e, pop, și, e și foarte popular și, și face și cu ochiul yes Murat da deci, Murat, Murat Murat e tare deci ceea, ceea ce demonstrează că nu contează cum te-ai născut contează cum te simți exact ia uite-l mă <laughs> și în aceeași poziție în magazin Are rutina lui omul. Piat mm -hmm. și a las acou. În yes. încasele de pe TikTok cred. că. Cred că are și audiență când face chestiile astea, ca fug ochii. Și ridică și piciorul, fiată în care pantof roșii. Este un studiu eu... de caz murat. Da, nu, e special. Eu, eu cred că are mulți prieteni. I told my parents about as murat. <laughs> Ok, yes. Acum hai să vă arăt niște imagini tare. Nu știu dacă ați, ați văzut imaginile cu băiatul ăsta, care uh, mie mi se par foarte tare. Uitați-vă un pic la Taylor Swift. Bine, uitați-vă mai degrabă la băiatul care o păzește. Uh -huh. Uitați-vă uita un pic la el cum se mișcă. Uitați-vă uh -huh. la privirea lui. Deși filmul Bodyguard trebuie făcut a doua oară. Băiatul ăsta este deja celebru pentru că este de ceva vreme uh, uh, Bodyguardul. Uh, lui Taylor Swift, lui Taylor Swift da. însă tocmai ce a anunțat zilele trecute că o să lase jobul de a opăzi pe cea mai de succes cântăreață în momentul ăsta, din câte știu eu, uh -huh. și se întoarce pe front pentru a, a, a-și aș proteja familia și conaționalii în Israel, pentru că e a, luptător din IDF, Israeli da. Defense Forces, și apropo de chestia asta, că făceam noi brainstorming înainte, cum am ajuns de la, de la muzică la război și înapoi, mai am o chestie pentru voi. L-am văzut pe Snoop Dogg zilele astea, în acest video, în care vorbește despre cum, în varianta lungă vorbește și despre cât, cât de puțin bani a încasat, pe exemplu, Michael Jackson din muzica lui da. și la fel cum a pățit și Taylor Swift, care la Taylor Swift știm clar că a fost în conflict, inclusiv cu casele de discuri, la un moment dat și-a retras muzica, inclusiv de pe Spotify o perioadă. Da, da. Dar acum, pentru că Taylor Swift nu se lasă, a ajuns în situația în care face două chestii diferite. Una, a ajuns să-și remasterizeze albumele de acum șapte ani, pentru că ne-a învățat nu Dogg, artiștii fac chestia asta ca să înceapă să facă bani de pe urma muncilor după șapte ani, au dreptul ăsta, conform legii. Uh -huh. a, și mai era o chestie. Faza cu filmul lui Taylor Swift? Nu, faza cu procentele. Cât de puțin cât de puțin încasează artiștii de pe urma muncilor? Nu știu că știi. Undeva la între 5 și 10%. Între 5 și 10%. Deci în momentul în care tu îți abonamentul la Spotify, YouTube Music, ce mm -hmm. folosești, când asculți o melodie, dacă pentru melodia aia ajunge un cent la casa de discuri, din centul ăla se mai taie 90% înainte să ajungă la artistul tău preferat. Yes. E un business cu picioare foarte grele, de Godzilla, care este greu de mutat, dar Taylor Swift și uh, se pare că și alți artiști încearcă să facă chestia asta. Mi se pare foarte tare chestia cu filmul lui Taylor Swift, pentru că ea a decis că nu e nevoie să și facă să facă marketing prin companiile de producție de la Hollywood. Le-a scos complet din schemă, a făcut dealul cu AMC ca să pentru difuzare. Cu cine? Cu AMC. Ah, AMC. Pentru, cu... Da, okay. pentru difuzare și promovarea și a făcut-o pe uh, canalele ei de social media. Și are ar un film acum? Yes, and it worked. Ia, hai să vedem. ce, ce s-a întâmplat cu filmul ei? Sunt curios dacă apare în box-office, în condițiile astea, dacă au colit băieții. E o, o experiență de concert pe care, pur și simplu, ea nu a vrut să o vândă prin canale clasice și a marketat-o... Uh... Dar știți că despre ea au ajuns să vorbească inclusiv în Parlamentul American, inclusiv președintele da. a intervenit în faptul că biletele se vând atât de repede la concertele încât ajung prin principiul de vânzare dinamică, da. se vând extrem de scump. Exact. Și atunci ea s-a gândit că dacă nu mai încap oamenii pe stadioane, poate să încapă în cinematografie pentru a o vedea cântând. Și pe lângă asta, am mai făcut iarăși a spart un pic uh, bula respectivă, referitor la procentele, uh, la, procentele la banii puțin pe care îi primesc oamenii din uh, producție, toți oamenii, sutele de oameni care au stat în producție și mi se pare că a dat câteva milioane de dolari împărțit în zeci și. Zeci de mii de dolari pentru fiecare om în parte care a muncit la, la, la turneul respectiv și la filmul respectiv. Iar recompensa practic egal pe toți. Ok. Foarte tare. Este un mod nou de a face nu doar muzică, dar și content, de a face distribuție. Încă o dată, pentru cei care au deschis mai târziu internetul, lumea se schimbă în moduri în care nu vă așteptați. Însă un lucru nu se schimbă pe planeta asta. Vă spun eu în legătură ceva despre urși. Așa că știți, urșilor... Le plac alți urși. Le plac ursoaice de frec. <laughs> Apropo, tocmai ce am terminat înregistrarea cu uh, ursul? la urs, mare? Da, 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 urs. Cu un urs foarte mare. Am avut, un, am avut un urs aici cu un suflet uriaș aici în studio. Abia așa să vedeți uh, interviu. Ne-a venit un pic ploua, ți recunosc toți uh, la studio, eram un pic cam uh, șucăriți, dar după ce a intrat el și-am schimbat două vorbe, că el ne-a schimbat vibe la toți. Exact. Am ieșit cu zâmbetul pe buze. Exact. Deci dacă, 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 dacă nu credeam că după bantul de du santuș nu mai este cineva care să ne facă să facem hi, -hi, -hi ha -ha. Fix așa râde. Exact. -ha. Am râs de ne-am prăpădit aici, și uh, uh, foarte multă energie pozitivă, cum a spune Bantu. Am avut aici cu un mega-urs, dar nu despre el este vorba în această știre, pentru că este vorba despre o infracțiune o infracțiune. Un urs infractor a făcut, a făcut o infracțiune. Practic, ce-am putea să spunem? Că este intrare prin nefracție și este furt calificat în fața Camerei Supraveghere. ziua mea mare ce-a făcut ursul ăsta. Ce-a făcut Radu ursul? A intrat într-o benzinărie din British Columbia, din Canada și a furat o pungă de jeleuri în formă de ursuleți. Deci, pune urs în fraz într-o frază în care ai benzinărie, jeleuri... Și da, mai, mai aia cu pelicanii care fură din magazine cipsuri chipsuri în formă de uh, păsări. păsări, știi că sunt chipsurile alea biscuiții în formă de, de păsări, sunt pelicani care intră în magazine și fură chipsurile respective. Ok. Ok. Dar ce s-a întâmplat mai de, mai departe? În imaginile pe care le urmărim, uh, ursul chiar a călcat pe urmele pe care prin care era direcționat către înghețată, a ignorat-o complet <sus> pentru că el nu este urs polar, se știe. <sus> și s-a dus <sus> Mă gândesc ce bun ai fi să comentezi știri de genul ăsta. Da, mi-ar mi plăcea foarte tare. iată se apropie de raftul cu pricina, după care își ia prada și cu prada în colții lui absolut terifianți de altfel, iese tacticos din această benzinerie, unde doamna Karen, nu este glumă, este chiar o doamnă pe care o cheamă Karen, Karen a luat la cunoștință faptul că acest urs nu a plătit, deci n-a dat nici baxiș. Am văzut niște chestii cu și în Statele Unite, dar mai bine nu intrăm în discuția aia, că mi se pare penibilă. Trebuie să menționăm că magazinul avea la vânzare și chestii mult mai sănătoase. Ei, când ai o poftă de genul ăla, nu te, nu te duci să Deci, ursul avea un, craving. avea un craving. Ce a craving? făcut azi noapte ursul? Nu știu, dar nu și-a găsit mierea. Exact. De pe urma acestei experiențe, ce trebuie să reținem? Nimic. Că sunt mai mulți urși decât uh, niciodată, nu numai la noi, cât și în celelalte țări, mai ales în zona nordică a, a, a pământului. Și sunt, uh, uite, de exemplu, Conservation Office Servi Officer Services, așa se numește la ei, așa se numesc pădurarii la ei în Canada, a primit 5.963 de apeluri față de 2.366 în 2011. În ultimii 10 ani de zile s-a dublat numărul urșilor. E lux față de al capriarelor. A, ah, căprioarele au crescut, mi se pare, de 8 ori. Căprioarele în momentul acesta, sunt o specie invazivă în America de Nord. Da. Eu am fost la cineva în vizită și îmi spunea că toată lumea care are legume sau fructe acolo în curte trebuie să-și le închide cu plasă, pentru că în fiecare zi trec căprioarele pe acolo, dacă nu sunt ratoni, tot felul de animăluțe care sunt aproape, aproape scăpate de sub control. Și știi care e unul dintre motivele foarte, foarte ciudate? Mm. Când am aflat chestia asta, m-am asuimit nu mai vrea nimeni să facă vânătoare. Da. Nu mai sunt destui vânători în America ca să vâneze căprioarele astea. atât de multe, se mulțesc foarte repede. Vegetație este, pentru că toată lumea are peluză, irigație, deci vegetație verde pe acolo. Uh, și nu vrea nimeni să le vâneze. Și chestia asta devine riscantă, pentru că am văzut cu toții filmul I Am Legend. Ai văzut cât de mare era turma de căprioare din New York? În I Am Legend? Da, încerc să-mi aduc aminte. Scena aia da. când el este în Mustang uh -huh. și are arma cu lunetă și uh -huh. încearcă să vâneze o căprioară și nu reușește. Bine, erau foarte rapide căprioarele alea. Nota 10 pentru băieții de la grafic. <laughs> Da, hai că am rezolvat-o și pasta. asta. Mergem mai departe? Hai să mergem mai departe. Vă, vă repet ce am testat săptămâna, testat săptămâna, asta. săptămâna asta. Am avut uh, o pereche de căști care nu. ne a plăcut foarte mult anul trecut și în anul anterior. Se numește FreeBuds Pro 3. În ne mai plac, Radu, că tu le-ai testat în detaliu. Uh, și da, ne plac, deși nu mai sunt făcute în colaborare cu Devialet. Pentru okay. că Huawei a înțeles probabil tehnologia fiind destul de simplă. Au nevoie de un difuzor de medii și de înalte care să fie de tip uh, planar magnetic și un difuzor mare de bas. Au separat, okay. se aud foarte bine și noi cancelling-ul pentru ele este interesant. E mai bun decât cel de anul trecut, e mai puternic, dar în același timp e mai puțin invaziv. Folosesc okay. mulți algoritmi pentru el. Își dă seama de tipurile de zgomot. Dacă treci din metrou, de exemplu, într-o zonă foarte aglomerată în stație, se schimbă nivelul de noi cancelling și devine devine mai permisiv. Mie în nu îmi place foarte mult culoarea. Yes. Și îmi uh... place cum stau în urechi. Le-am testat și eu să aud foarte bine. Sunt în continuare căști cu L2HC 2.0, adică au hi Audio și uh, varianta în L2HC, care este un standard pentru Huawei da. și mai sunt niște telefoane plinații, și au și LDAC. Vă încurajăm să vedeți review-ul complet pe canalul Cavaleria, da, unde da. este rezidentul nostru, uh, tech guru Raduneagu, uh, unde o să vedeți din ce în ce mai mult content de tehnologie, așa cum puteți să vedeți, nu o să vă vină să credeți, inclusiv pe TikTok, uh, pe contul www.gb.ro. Unde avem o mulțime de uh, chestii de content în care vă explicăm produsele pe care le vindem, pentru că tot, vă tot spunem noi despre ele. E bine, unul dintre produsele mai puțin înțelese de oameni este uh, uh, sunt cablurile noastre pe care le vindem, de toate felurile. Și văd că una dintre ele au început să prindă tracțiune. Avem clipuri care fac deja zeci de mii de vizualizări, ceea ce înseamnă că. E o idee bună nu doar să vinți produse, ci și să le și explici. Și vrem să vă mulțumim că ne urmăriți. Dacă nu ne urmăriți deja, uitați-vă acolo, pentru că avem mini clipuri bite-size, așa, de la uh -huh. chestii foarte scurte, condensate, în care vă explicăm care e treaba cu cablurile, ce fel de carduri să pui într-o cameră de supraveghere. Aceste camere de supraveghere foarte faine, pe care noi le vindem foarte bine și ne, încă o dată vă mulțumim că aveți încredere să cumpărați de la noi, dar și prelungitoarele alea. Avem o grămadă de prelungitoare, iar eu o să vă arăt în acest weekend cum mi-am salvat gleznele de pe -o care întunecoasă cu o lampă cu Wi-Fi pe care am instalat-o singură, uite așa. Nice. Mergem mai departe? Hai, uh, mai avem o chestie interesantă. Putem uh, să o arătăm în sfârșit? Uh, acum putem să o arătăm, dacă o să o publicăm astăzi. Ok. Este acel telefon, acel smartphone pe care noi îl așteptam din primăvară, de când am auzit că se va lansa. Exact. Uh, și este vorba de OnePlus Open. Este... Acum vă arăt proiectul pentru că clipul încă nu este finalizat, o să-l publicăm în seara asta, dar așa arată, de exemplu, acestă, această bijuterie de telefon. Wow! Este... Wow, pentru că eu l-am văzut de aproape, a fost la noi pentru un scurt timp, pentru testare și modulul ăla de cameră este spectaculos. Yes, este imens. Este un telefon cu modul de cameră imens și, pe de altă parte, surprinzător de bun. Are niște superlative telefonul, ăsta. are, în primul rând, luminositate de 2800 de niți pe ambele ecrane. Mam. Deci, uite cum se vede în, în, în lumina soarelui. Era în soare direct aici. Uh -huh. Era pe ISO 100 și cu F-ul la 10, închis. Ok. Și, în primul rând, e și cea, unul dintre cele mai rapide, care e cel mai recent procesor de la Snapdragon. Uh -huh. Super încărcare de 67 de vați, și niște camere 2 de 48 și 1 de 64. Ok. Foarte luminoase! Abia aștept să vă review complet, pe care deja, dacă nu l-ați văzut, îl găsiți pe acest canal, făcut tot de Radu, care și-a și -a bătut capul niște, vreo două, trei zile cu, cu telefonul, până când a scos da. din el mustul. Da. Mergem mai departe, pentru că avem pentru voi și eu, o știre care, deși este din Polonia, se aplică foarte bine și la noi. Aveți mare grijă când mai mergeți pe câmp, pentru că atunci când se ară câmpul, o să să descoperiți chestii. Uite, spre exemplu, un fermier din Polonia a descoperit două arme vechi de 3500 de ani în timp ce arăa câmpul. Bine, nu cred că ara cu calul, dar dacă ești atent atunci când întorci pământul, de foarte multe ori o să găsești tot felul de lucruri. Și avem inclusiv o galerie postată de cei de la Digi24, în care se vede clar că sunt de, din paleolitic, că este practic piatră cioplită. Uite cât de bine s-a păstrat. Da, un vârf să, săgeată avem și asta ce ar putea să fie? Un mm, fel de toporișcă prinsă pe o bucată da, de lemn? Da, eventual? Cred că e o bucată într o toporișcă. Ok. Foarte interesante chestiile astea. Acum, cred că sunt chiar mai vechi de 3500 de ani, deși metal că metalurgia a intervenit uh, da, ceva, mă ceva mai devreme. Da, că drept. cineva a făcut din piatră chestia asta. Acum, 3500 de ani, aș merge către 10.000, poate chiar 15.000, că atunci se foloseau unelte de genul ăsta. Bine, acum să obții metal era destul de complicat oricum și cei mai săraci cred că s-au bazat foarte multă vreme pe piatră. Dar uite și tu, cred că chestia asta era foarte ascuțită. Uh -huh. Și uh, cel mai probabil o foloseau și la vânătoare. Vârte suliță, da. Un vor de suliță. Apropo de chestia asta, ce vreau să vă zic, care legătură și ce se întâmplă la noi. În zona asta, în de dar nu că din ce am auzit eu de la arheologi, uh -huh. sunt situri arheologice aproape peste tot, mai ales pe lângă ape, pentru că oamenii da. întotdeauna s-au așezat lângă ape. Există o strategie din asta de a lăsa siturile unde nu se poate interveni, acoperite cât mai multă vreme. Doar că aratul și asta, agricultura și eroziunea ajunge să descopere una din siturile astea. E interesant, efectiv, nu mai avem oameni care să aibă timp și răbdare să se prime de pomană, dar eu sunt convins că pe câmp sunt o grămadă de chestii pe care le poți găsi. Da, cu siguranță. Da. Și de foarte multe ori, siturile arheologice sunt ascunse la vedere. Știi cum? Mm. Sub uh, movile de pământ. Acolo unde vezi că este o movilă de pământ care iese din normal, cel mai probabil de desubtă acolo este un sit vechi, lăsat în conservare, până când vom avea oameni și resurse să ne uităm la el. E, nu e o strategie rea. Nu e. Dacă, no. dacă a rezistat acolo mii, zeci de mii exact. de ani, Hai să mai stea un pic bine. până vin roboții. Da, corect, și le scavează ei. Iar problemele cu apa. Bă, da. Problemele cu apa eu cred că abia au început. Însă, săptămâna aceasta am aniversat în sfârșit prima ploaie torențială în Corbean, din primăvară. Trimite-o și pe aici. Um... Să fac un pic curat, că este o mizerie în orașul ăsta. Este un praf absolut. Ieri am dat cu um, furtunul un pic pe aici, apă în grădină, peste. Nu, nu vrei să. Nu vrei să-ți imaginezi că de repede s-a înverzit tuia după ce am dat cu furtunul, că de fapt erau plini de praf. Exact. Bine, și șantierul de aici, din față, de câteva săptămâni, are un Noi. aport. Aproape doar. Dar partea asta de, de certificare și de, de secat, o să vedeți dacă umblați prin țară, sunt foarte multe păraie cu nume cunoscute care ajung să fie seci. Noi când am fost recent la Chișinău, când am trecut Prutul, mă uitam așa la aia. Asta este un râu mare? Chiar, cum arată... Um... Asta unde? La, la, Buzău. Barajul Siriu. Nu zic dacă avem imagini mai recente cu el, pentru că mi se pare că a secat și la și mai mult. Sunt o grămadă de lacuri e, ar, foarte cunoscute. Am dat Sfânta Ana uh, secase. Da lacuri, ape, păraie, sunt o grămadă de chestii unde nu mai ajunge destul apă și povesteam cu ursul aici în studio, cu care am povestit în podcast, inclusiv despre uscăciunea din pădure. Eu am fost în weekendul ăsta, am făcut vreo două, două plimbări așa pe, pe munte și am văzut mai multă uscătură în pădure ca niciodată și asta într-o lună de octombrie, când în mod normal te fi umed. Din toate păraiele pe care le știu de prin copilerii acolo, doar unul singur mai era un firicel care curgea. Un singur firicel de pe toate văile alea. Ne mirăm că jos, evident, și cotele la apelor scad, dar, cu toate astea, știrea despre care vrem să vă vorbim este despre că unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare, care era asta sau Nilu? Nilu era Nilu. cel mai lung, mi se pare. Okay. Cel mai lung. Dar okay. Amazonul, cred că este cel mai lat. Uh, sau ca volum, nu? Ca debit. A, nu. Rio de la cel mai așa. Nu contează. Despre Amazon cu siguranță ați auzit și nu despre Amazon.com, pentru că și-au luat numele de la chestia asta. E locul 2. Foarte aproape de Amazon e locul 2. Ei, fluviul Amazon, că este undita mai fluviul, a ajuns în anumite părți, pe anumite brațe și el aproape să sece. Pentru că pur și simplu nici acolo nu mai plouă destul, iar sezonul incendiilor despre care vă povesteam și acolo merge în forță. Parți întregi din pădurea tropicală amazoniană trec printr-o perioadă de secetă curuntă și întârzie sezonul ploios, parțial din cauza condițiilor El Niño. El Niño este un, un vânt care aduce niște anumiți curenți uh, calzi, dar și uscați, care întrețin această secetă. Și apele râului Negro, Rio Nero, Nero Negro, al doilea cel mai mare afluent al Amazonului, au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 121 de ani. Dumnezeu seama, casele astea erau, astea erau comunități pe apă. Comunități lacustre. Așa, așa, acum sunt pe pământ. Uh -huh. Problema este că multe comunități care se bazau pe căile navigabile, pe apă, pentru a merge cu bărcile, acum sunt rupte de restul lumii. Nu mai asta, gândește că, numai, că nu mai au drum. nu mai au mâncare. Ei se bazau pe pescuit, se bazau pe culturi de pești pe care îi făceau în apă, știi, ca în uh -huh. Thailanda. Da. Aveai la câțiva metri adâncime culturi de diferite pești de, de, pe care îi, îi vindeai după aia. We'll be right <laughs> back. Așadar, va trebui să începem să ne gândim din ce în ce mai serios și aici, deși la noi copacii încă sunt verzi, mai avem ceva vegetație, ni se pare că lucrurile par sub control. Da, natura are cicluri, da, avem și niște schimbări climatice, dar va trebui să începem să ne gândim foarte serios la cum consumăm apa și va trebui să ne reducem consumul de apă fiecare dintre noi. E o discuție care nu a început de adevăratele. Dacă vă plictisește subiectul să economisim apă, o să o ajungem în situația în care, exact cum s-a întâmplat deja în multe comunități, la raționalizare, la restricții, ba chiar eu cred că se va ajunge la, inclusiv la introduce poliție pentru a controla consumul de apă. Asta nu e mai degrabă valabilă pentru cei care au case și care udă grădina și folosesc foarte multă apă doar pentru treținerea vegetației ba da, interne. Dar cred că se va merge mai departe de atât. Cel mai probabil apa se va scumpi. Probabil o să avem lim limitări de oră în care nu exact. vom avea probabil debit sau apă deloc într-anumite ore. Și asta ne va duce la o altă problemă. Lucru pe care l-am observat întâmplându-se mai ales în ultimul an în Corbeanca, foarte mulți oameni care încep să-și facă foraje ilegale. Știi că ai voie uh -huh. să-ți faci fântână în curte, dar sunt oameni care s-au dus și au forat destul de adânc, au ajuns până la a doua, a treia pânză freatică și suntem la punctul la care comunitatea, dacă și această pânză freatică la care a ajuns acum va fi infestată de tot felul de foraje făcute de, de, de proastă calitate, scăpate totale sub control, mai ales în Ilfov, execut puțuri, da. faza asta, riscăm să rămânem fără apă curată dintr-o sursă sigură și va trebui introdusă um, stație de tratare a apei. Practic vom plăti cu toții pentru că unii dintre noi uh, nu își fac puțurile legal și cu și respect corect. pentru toți ceilalți. da. E crunt. Asta cu apa o să vină o mare problemă. C doar ca să vă faceți o idee, în ca în momentul ăsta, noi bem apă de la 300 de metri. Când m-am mutat, eu se bea apă de la 200 de metri. Mai există pânză și la 80 și la 40 și există anumite zone și apă la 20 de metri. Ei bine, pânzele de la 20 la 200 au ajuns să fie infestate cu nitrați nitriți, adică cu dejecții. Pentru că s-au făcut tot felul de puțuri... Neconforme și în apa aia curată de acolo din adânc care se filtrează venind din munte prin tot felul de uh -huh. sedimente, apa aia care era perfect bună de băut, apă plată la robinet. Suntem, noi oamenii noi suntem experți în apolo, și aerul și 300 de metri sub pământ. Da, sunt. ne tot lăudăm uh -huh. că avem fluvii de apă potabilă sub noi, uh -huh. da. le avem, dar nu spune nimeni că sunt curate, nu prea mai sunt. Este iarăși un chestie despre care nu se vorbește suficient, dar poate, poate. Mergem deci mai da. departe? E bine că avem desfășurător în descriere ca să săriți peste părțile care nu vi se par suficient de importante. În altă ordine de idei, pe zona de tehnologie, Apple a anunțat încă un nou produs cu SBC. Apple Pencil. Creionul. Ei, a primit și el un SBC. Trebuia. Nu mai poți să-l încași la Lightning. Nu, dar în același timp avea o metodă inteligentă de încărcat. Era încărcat prin inducție păi din se, tabletă. Se face și chestia asta în continuare. Okay. Se poate încărca la tabletă. Doar că acum portul, bineînțeles, s-a ajuns la, uh, și pe Apple Pencil și culmea este mai ieftin. Marca a trebuit pentru că și deja au început de să apară alternative de alt? bune pe piață. Da. Da. Și uh, compatibilitatea o vedeți în imagine de aici, care va fi, va fi compatibil cu Apple iPad Pro 12, 11, de la prima generație până la 4, iPad Air, iPad și iPad Mini. Practic cam toate iPad-urile o să suporte noul uh, pen iPad Pro, deși nu se vinde în cantități mari, este o, este o sursă de venituri uriașă pentru Apple uh -huh. pentru că are o marjă fantastică. Te-ai da. văzut cât mai este un iPad Pro? Uh, tot pe la 1000 este cel mai mic, nu? Uh, printre cele mai mici, da. Dar ai văzut o variantă de top? Cât este? Uh, 2500? 2400? Pe acolo. Incredibil. Păi uh, acel M2 Max? Iată. Deci, iată ce înseamnă să-ți faci propriu de un procesor, da. să-l pui pe un ecran de bună calitate, dar care nu costă mai mult de niște zeci de dolari, pentru că în de aluminiu da. o baterie bună. Și să îi păi, dai drumul la treabă. Și software. Până la urmă sunt de acord. Software-ul și uh, iPad-ul ca și element, de, ca și produs pentru profesioniști. Ca produs. Ca și produs pe, fără și. Ca produs. Ca produs pentru profesioniști, iPad-ul este cea mai bună soluție. Da, este. The best. Uh, am, am pe cineva care m-a întrebat săptămâna asta, poți să meditezi video pe iPad Pro? Și am zis, fără probleme, de ani de zile. Merge și premierul? Merge și premierul. Merge și che ca tu merge orice. Procesorul ăla este în stare să rășnească mai repede decât majoritatea laptopurilor prin video. Și dacă ești, îți place să lucrezi cu degetele și ești tactil, va merge foarte bine. Este se pune la o chestie de, de obișnuință de utilizare. Plus că este un produs foarte compact pe care Apple nu-l vinde ca pe o tabletă, îl vinde ca pe un locuitor de laptop. Așa l marketează. Da. Bine, ai putea asta și până la urmă transformat într-un laptop. Exact. Piața de telefoane. A scăzut. Surpriză, nu s aștepta așteptat Surpriză. nimeni. Surpriză, exact. Ideea este că se observă de la an la an cât de mult scade piața de telefoane. Oamenii schimbă telefoanele mai rar decât o făceau acum 5-6 ani, pentru că... Lucru pe care l-am observat și noi și îl spunem fiecare săptămână deja de... Exact. 2-3 ani. Și telefonul de anul trecut și cel de acum 2 ani de zile este suficient de bun și chiar mult peste ceea ce folosești în viața de zi cu zi. Uite, Singura chestie care mă reține max. la asta. este softul de la camera frontală care mă face prea blonziu, dar în rest n-am niciun motiv să-l schimb. Exact. Așadar, piața a scăzut. La fiecare dintre producători, Apple e pe locul 2, în momentul de față, cu 17%, market share. Bine, are și mult mai puține produse. Corect. Uh, și dar dar, dar sunt e lider de piață, însă diferența pe care o să o vedem vine din brandurile care vin mai accesibile și întotdeauna se întâmplă chestia asta, liderii când încetinesc inovația, cei care fac alternativele mai accesibile vor începe să crească și să câștige cotă de piață. Pe de altă parte, produsele premium, iarăși sunt cele care se schimbă cel mai rar, pentru că și automații în cel mai mult. Sunt oameni care își folosesc telefoane de 2, 3, 4 ani exact. de zile și nu au o intenție să le schimbe, poate eventual, dacă au răbdare să-l ducă într-un serviciu, să se schimbe bateria. Așadar, cea mai importantă observație, din punctul meu de vedere, asta rămâne că mărcile premium au ușoare scăderi, ușoare, nu exagerate, dar sensibile, și oamenii însă își păstrează locul 3 cu 14% din piața globală. Da. și cu un marketing minimal prin comparație cu ceilalți. Au o varietate extremă de, de produse exact. și ei au, bineînțeles, au mers întotdeauna pe competiția preț-performanță. Da. Oferă procesoare, camere cu mulți megapixel la niște prețuri de sălderizorii de 2000 de lei. Însă, OPO iarăși mai, mai emite pretenții acolo, uh, cu o cotă de piață de 90% care mai fluctuează puțin. Acolo nu știu dacă în uh, OPO este inclus și uh, OnePlus. Ba da, că -au, uh, cred că le-au uite, Deci, include, le scrie: OPO include da, OnePlus, scrie exact. de sub. Deci, iată, pentru 2023 cam așa arată piața de telefoane mobile. În momentul acesta, nimic, uh, nimic uh, din ceea ce nu știam deja. Uh, încă o dată îmi pun speranța că liderii incontestabili care vând branduri premium vor fi cel vor fi provocați de branduri mai, mai accesibile, mai ales că componentele s-au ieftinit și nu mai e nevoie decât de cineva care să-și reimagineze felul în care folosim aceste smartphone-uri, pentru că nu cred eu că forma actuală este ultima. Posibil, dar o să mai rămână vreo cel puțin 5 ani de zile în forma actuală. Ar trebui să Poate vedem totuși emoție. niște totuși muguri pentru mm -hmm. ziua de poi mâine. Eu încă mai aștept. În o interesantă pe care am văzut-o recent, Apple plănuiește să facă update-uri la telefoanele din cutie, fără să le scoată din cutie. Ok. Pentru că există cum, cumva, am înțeles că le un scade backdoor, un pic Un așa... backdoor, să zici? Un backdoor? A, backdoor întotdeauna există în orice sistem așa. de operare, asta e clar. Dar există un pic de um, scădere a... Apple vrea un produs premium, în primul rând. Okay. Și atunci când scoți din cutie un produs de 2.000 de dolari sau 1.500 de dolari un iPhone 15 Pro Max și vezi că ai de făcut două update-uri, te... dacă ești un, un cumpărător mai cu pretenții, s-ar putea să te supere chestia asta. Corect. Așadar, Apple a dezvoltat un, un pad, un fel de wireless pad, pe care teoretic oamenii o să pună cutia, da? o să se deschidă telefonul, îi face update-ul și uh, îl închide înapoi și în același timp îl și încarcă înapoi la 50% pad respectiv. Practic mm -mm. are un trigger acolo undeva în software și pur și simplu îi spune telefonului să se pornească. Știm cu toții că telefoanele, la fel ca și computerele, dacă nu sunt scoase complete și deconectate de la baterie, ele sunt încă funcționale, sunt încă active. Chiar și un PC sau un laptop este pornit la nivel de circuit și la nivel de BIOS, chiar dacă el este stins. De aceea, uite, de exemplu, un Windows o să-ți arate, mi se pare... Wake up online... Uh, nu, wake up online este o chestie, uh, e, e practic trigger pe care îl știm noi, cu toții. Wake, wake up, up on Wi-Fi. Uh, wake up on Wi-Fi, dar avem uh, ia să vedem dacă mi arată aici cât timp am eu, de cât timp am eu pornit PC-ul. Mm. Uptime. A, mi-a mi arată ora aici. A, a mea este ta închidă complet. Dar PC-ul de acasă e un uptime am undeva la cred că 2 ani. Wow sau nu, nu, stai că am făcut, am făcut niște da, că e o idee acolo. foarte bună să-ți lași PC-ul să meargă dacă nu te deranjează costul factorii, pentru că uh, pentru cei care nu știu chestia asta, PC-urile obosesc cel mai mult la oprire și pornire. Uh, nu mai e chestia Se asta. Se uzează. Nu mai e, nu mai e. Era la hard disk-uri problema asta. Eram principal la hard dar din câte am citit eu, este valabil la toate uh, componentele de pe placa de circuite, pentru că nu le obosește neapărat să stea în tensiune, ci fluctuațiile de tensiune. Da, și diferența de temperatură. Dacă un exact. PC pleacă, el funcționează la 45-50 de grade, de exemplu, componenta respectivă, și este foarte rece sau foarte multă umezială sau foarte cald în camera respectivă, Da momentul când își schimbă temperatura și fluctuează de la pornire până, la, până ajunge în normele de funcționare, alea sunt problemele. Exact. Și dar pont, da, dacă ții mult la calculatorul tău și nu te deranjează consumul de curent, însă e mai sustenabil să-l oprești, că sunt suficient de rezistente. Mare atenție însă că mai mult decât toate lucrurile astea contează calitatea curentului pe care o folosești. Dacă vrei să-i dai cea mai bună longevitate echipamentului tău electronic, trebuie să folosești un UPS. Exact. Sau un stabilizator mare de tensiune pe fix pe firidă, cum se zice. Da. Pe tablou principal. stabilizează curentul. Standard 1 pies. E valabil pentru uh, tot ce ai electronic în casă, da. chiar dacă îl bagi în priză la 220. Că, de exemplu, o stație, un amplificator are foarte multe componente care funcționează la voltaje mai mici. Punei un da. pies dacă vrei să îl ai multă vreme. Sau un proiector. Exact. Acum... Dacă vreți să duci lucrurile la nivelul următor, v-am arătat noi aici împreună cu cei de la Darcom, dar în Curiosity Summit ne-au prezentat în premieră un produs de-al lor în care au pus toată partea energetică pentru o clădire într-un singur rack uh -huh. și care devenea un UPS pentru o clădire întreagă, cu sistem de baterii, de invertoare, inclusiv de conectare la um, panouri fotovoltaice. V-am mai povestit despre cei de la Darcom, noi am lucrat cu ei la toată clădirea asta de aici, le facem promo gratuit pentru că pur și simplu luminile de aici nu flicără, echipamentele nu se ard. Și nu se opresc. Niciodată. Cum ar fi, de exemplu, și chiar mă gândesc la varianta asta, cred că mulți o să treacă la varianta de rack, dacă și partea de energie o să rămână în același rack, pentru că acolo poți să adaugi mai multe chestii, și partea de rețea, și zona de backup și multe lucruri pe care, în mod normal, le-ai împrăștiate prin casă sau pe exact. birou sau pe sub birou. Am fost în vizită la un amic care își face casă și care a luat tot know how din Casa Bucnici și din Casa Bucnici 2 mm -hmm. și din Cavaleria Hub. Și avea omul făcut rac ca la carte. Mi-a dat lecții la capitolul ăsta pentru că și-a luat, țin minte că îți spuneam, switch-uri fanless? Da. Mie mi se aud switch da, știu. în camera tehnică. Lui nu i se aud. Pentru că au apărut switch-urile fanless. Oh. Vreau. <laughs> la un moment dat schimbam ventilatoare. Există ventilatoare pentru switch de la da. Noctua. Ah, ok. Nu mai știi. Și luminile noastre din studio vechi da. aveau o ventilatoare de la Noctua. Da, 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 da. da. Tot ce avem... să fac și o chestie asta. Pentru că vrem liniște acasă, nu e așa? Hai să mergem da. mai departe. Uh, la capitolul tehnologie, dacă toți suntem geek și aici, suntem? E cineva geek? Știți ce înseamnă geek, nu? Adică tot ceilalți Ăla care e cu calculatoare toată ziua și are puțin prieteni în lumea concretă. Ei, ai generalizat un pic la extrem acum, pentru că și sunt foarte bine văzuți în 2023. Păi sunt bine văzuți, dar asta nu înseamnă că avem foarte mulți prieteni. <laughs> exact. Sunt Au de bărut. prieteni, uite aici, as să Hai yes. să depășim asta. Deci, um, avem vești pentru cei care încă își mai fac sisteme acasă și să știi, cred că îmi doresc unul. Îmi face onoarea de a-ți face un, un computer, de a face un refresh acasă, de PC? Care refresh că nu există? Un refresh. Ok. Intel prezintă generația Vezi ul l Ai da. auzit vreodată mergând? Nu. Exact. Adică, uh, serios... Ăla e și cel mai puternic din redacția. Ăsta deja are 2 ani jumate. Este ok, dar nu pot să fac chestii mai hardcore pe el. Am început să mai fac niște chestii care mai necesită procesor uh -huh. și sunt tentat. Let's do this. Mai ales că au apărut noile procesoare din seria 14, Intel Core i9, Core i7, Core i5, uh, mai exact 14.900, 14.700 și 14.600. Uh, modificarea majoră este, bineînțeles, la i7, la 14.700 pentru că și nouăle, Hai să, hai să spunem înțeles. care este superlativul în cazul lor. 6 GHz. Avem frecvență. 6 GHz frecvență din cutie. Da. Doar că i 7 are mai multe nuclee decât generația anterioară. Okay. Și asta este iarăși un punct foarte pentru că în momentul de față 13700 um, avea 8 nuclee de performanță și 12 de economie, adică 28 de thread iar asta are încă 4 în plus. Cu aceiași, același consum. Așadar, asta ar trebui să ofere un potențial sporit pentru sarcini de creație și jocuri, adică editare, mai ales și jocuri mai avansate. Însă, din punctul meu de vedere, vestea cea mai bună într-o lume în care toate astea parcă nu se mai prețui din, din scumpiri, Intel menține prețurile pentru Core 9, I7 și I5 din generația 14 la același niveluri cu cele din generația A13. Uh -huh. Cipurile sunt disponibile deja la momentul la care facem noi înregistrarea de pe data de 17 octombrie 2023. Iar prețurile pornesc, evident pentru i5, de la 319 dolari, ceea ce demonstrează că încă nu are creier, contează mai mult decât mușchii. Adevărul că prețul de... a, i5-ul... Uh, nu, i 5 este 304. A, ok. Uh, 14.700 KF, e cel fără placă grafică integrată. 329, aici avem variate cu sau fără grafică integrată. Recomandarea este să iei întotdeauna pe cel cu grafică integrată, că acum, dacă funcționează în paralel și cu plăcile grafice de la Nvidia și de la AMD, mai sunt acolo niște decodoare interesante care te ajută, de exemplu, în Chrome. Okay. Un procesor cu grafică integrată o să mute partea de procesare de la Chrome, partea de AV, de VP9, aceea de video, o să mute pe procesorul intern. Însă ce m a interesa pe mine, după ce o să vedem primele review-uri și tot felul de, da dincolo de datele sintetice, aș vrea să văd dacă cei de la Intel au fost pregătiți pentru valul acesta de inteligență artificială și de procesare on-board, pentru că una din chestiile de care vă spuneam că le fac eu pe hardware-ul meu și simt că aș avea nevoie de mai mulți uh -huh. și creier, dar și mușchi, uh -huh. este partea asta de procesare uh, tensor, adică... Ceea ce facem acum noi pe GPU, pe Graphical Processing Unit, o să se transforme tot mai mult în TPU. E, sunt tare curios cât de mult din aceste procesoare din seria 14 -a, pot face procesare Tensor. Uh, de tip Tensor nu știu, dar partea de uh, Large Language Model și de AI Processing o să fie disponibilă pe seria i9, 14900K și KF. Yes, Asta vreau. Uh, și o să fie, bineînțeles, un, o să existe un Intel Extreme Tuning Utility. Dacă nu știai, Intel Extreme Tuning Utility este utilitarul cel mai bun ca să-ți faci overclocking la PC. Uh -huh. uh, mai este și cel de la MSI, Afterburner, pentru plăcile grafice. Dar în cazul de față, acest AI Assist ar trebui să-și dea seama mai repede de voltajele și de problemele pe care întâmpină procesorul, în așa fel încât să-ți facă, să facă un overclocking bine, stabil. Bine, dar noi vedem de mai mult de 10 ani pe plăci, inclusiv pe plăcile de bio și plăcile on-board, că este asistat de AI. Uh, nu neapărat, nu, alea au fost ba, marketing. Da. Până acum chiar au fost AI, marketing. AI, nu toate. știu ce, on-board, da, AI, aia 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 sunt bine. Nu, vreau vreau procesare tensor pentru large language models. Vreau să pot să-mi Direct pe CPU 1 o să ai la nivel comercial, o să ai la nivel professional sau enterprise. Asta-mi doresc. Și vreau să văd cât de bine va lucra chestia împreună cu un GPU de la Nvidia, spre exemplu, astfel încât să pot să dau deploy la un model, să zicem, de dimensiunea unui LAMA, unui GPT-3 sau ceva de felul ăsta. De ce nu chiar un GPT-4? cu niște terabaiți acolo mulți de, uh, de corpul de antrenament și să-mi uh, să rulez local uh, propriul meu model. Da, poți să faci. Hai să facem. Hai să, o facem. Hai să o facem. Facem un sistem pentru asta? Facem. Challenge accepted. Mm -hmm. We doing this. Ok. După ce mă tund. <laughs> Despre... Cea mai tare știre de săptămână asta pentru cei care s-au săturat să plătească abonament la operatorii de telefonie mobilă și vor un alt operator la care să plătească mai mult. Uh, o să fie, acel operator s-ar putea să devină Starlink. Adică pilonul tot de telefonie în sfârșit o să părăsească localitatea, toate bunicuțele o să vină stresate tine. de 5G, 4G, nu vor mai vedea antenele, nu, pentru că antenele fie... vor pleca în spațiu. O să fie panică, man. O să fie panică, că acum ne dau 5 g din spațiu. Tu îți dai seama cu ce putere trebuie să dea 5 g din spațiu? Și la următoarea vaccinare se activează, mai ușor de oriunde ai fi, n -ai unde să te mai ascunzi. A, povestea un doctor peredit că <laughs> una, la un antivaxer de genul ăsta cea mai mare satisfacție a fost să-i să bagea cu o mână în timp ce îi făcea injecția pentru ceva nasol, să-i spună că i-au băgat chipul de 5G. De ce ai face asta? Pentru că l-ai se, se confirmă mult. că sunt foarte mulți doctori sadici. l a enervat, probabil, atât de mult încât i-a spus chestia asta. Îi făcea injecții pentru ceva, pentru pojar, Oreon, ceva. Pojar, Oreon. Îi făcea pentru vanilină. Uh, pardon, Valeriana. Uh, pardon, cum îi spuneam, variolă. Varicelă, pojerel. Starlink pregătește un serviciu de telefonie mobilă. V-am spus de acum 100 de ani că o să o facă. Da. Și următorul pas o să fie să lege mașinile și mașinile alea o să devină Skynet-ul. Dar nu despre asta vorbim aici, pentru că acest serviciu va oferi ex acoperire extinsă și va funcționa pe telefoanele cu standard de LTE, adică toate. Pam, pam, nu trebuie să faci nimic și o să ai internet oriunde. Ai fi și te-ai merge. Planurile includ servicii de text în 2024, adică la anul, adică o să poți trimite mesaje, cum facem deja de pe anumite ceasuri. Da, 2025 și, în, și, anumite voce și date, în anumite zone. În 2025 voce și date și în 2026 iau ce scrie aici, IoT. Știi ce înseamnă IoT pentru Starlink? Înseamnă mașină tu machine. Înseamnă Tesla. Toate testele vor fi conectate la Starlink. Da. Cu toate astea, cred eu că atunci când vor descărca softul mare, o să o facă tot printr-un Wi-Fi, pentru că în prima da, etapă rețelele nu acestea e, nu vor avea viteză mare. Dar nu asta e problema. Problema este de a informații constant de comunicare între da. mașini. Da. Tesla, a apropo, se pregătește să lanseze local modelul modelul 3 Refreshed Highland în zilele următoare. Avem comunicare cu ei, ne-au ne anunțat că vor face nice. chestia asta, foarte tare, nice. uh, și uh, sunt tare curios dacă cineva face strip-down la un model train ăsta Highland și găsește undeva modulul ăla. Am văzut că vorbești probabil de un SIM, nici nu cred că îl mai vezi. asta da, da, sunt tare curios dacă vor folosi undeva... un, o antenă mai puternică decât cea existentă, pentru că... Pe antena nu e mașina? Bună întrebare. E toată mașina antena? Uh, cred că cel puțin o parte din uh, plafon sau din stâlp este antena. E un okay. fir conectat la direct acolo. Ok, mi s-ar părea mai simplu dacă au făcut-o de la zero, nu? Probabil. Uh, în prima etapă se vorbește despre o nouă rețea de telecomunicații făcută în parteneriat cu rețele de telefonie mobilă. Și unul dintre primele nume despre care se vorbește este T-Mobile, care, apropo, T-Mobile sau T-Mobile operează inclusiv în Europa uh -huh. și are inclusiv parteneriat de săptămână aceasta cu cei de la uh, Multiverse X. Ca să vezi. Ca să vezi. Cum se leagă chestiile astea? Puff. MultiverseX, X.com Tu îți dai seama că de tehnologia în ultimii 10 ani de zile a creat o rețea nouă, o infrastructură nouă, wireless, a creat partea de bază de date a creat tehnologie nouă cu inteligență artificială și partea de blockchain, da. fără să se bazeze pe celelalte, de da. În momentul acesta poți ascunde informație pe planetă, cum panoul solar îi da energie suficientă cât o poți a, 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 activa, și internet din satelit. Total off-grid. Adică și o poți coda cu ajutorul blockchain -ului. Da, și poate să fie încriptată peste 256. Apropo, pentru că am aflat săptămâna aceasta de pe internet că standardul sha uh, 256 a fost făcut prima oară de o bancă, CIA. O bancă, cred că. Nu? Nu a fost, nu a fost în colaborare cu o bancă? Nu, CIA. Ei au introdus prima oară criptografia CHA256. National Security Agency, NSA. NSA-ul, da ia au făcut. -o. A fost, stai, a fost designed, dar mi se pare că au făcut o pentru cineva și după aia au dat o în au dat în alt Au scurt. dat o public, însă în momentul acesta este ilegal să folosești criptarea mai puternică de SHA-256. De ce o are? Pentru că trebuie spartă. Aha, adică trebuie să, trebuie să, Statele Unite, nu să lăsăm, NSA, eu trebuie îți pui să un lac mai spargi. mare de atât. Exact. Deși există și la 1024. Există, există. Standard CH1024 care nu doar că este greu de spart, este aproape imposibil. Depinde adică ce ar trebui energia soarelui. Depinde ce plăci grafice ai. Nu, nu, nu. Depinde cât energie ai deja. Cred că la ce servere face Tesla n-ar fi chiar imposibil. Acum, cu atâtea mașini conectate real-time prin Starlink, cu atâtea procesoare neurale pe ele, cu Dojo și cu ferma de uh, plăci despre care v-am vorbit, avem un material pe care cred că trebuie să-l vedeți, ăsta cu roboții pe roți sunt aici, îl avem aici pe canal clipul respectiv. Uh, dacă înțelegeți ce vine, înțelegeți că vine, uh, o să intre online cel mai mare supercomputer făcut vreodată de oameni și este, doar că este online, este hiperconectat și distribuit. Auci! Bun. Mă acum toată lumea întreabă: cât o să coste? Cât o să coste? O să fie probabil premium, un serviciu premium la început. Așa cum la lansare, spre exemplu, era prohibitiv prețul la Starlink, acum la 250 de lei în România, începe să pară tolerabil câtă vreme nu ai fibră în zonă. Premium pentru. Uh, la ce te gândești că dacă ai nevoie de conectivitate constantă la internet, vei da și 100 de dolari. Da. Eu am avut, spre exemplu, interviul pe care l-am făcut cu fondatorul BitTensor. Uh -huh. Pe care l avem pe canalul CryptoVineri. L-ai făcut prin Starlink? Eu eram prin Starlink și de ce nu? Mi-a picat fibra de acasă. Și din cauza că a picat fibra din localitate, toată lumea s-a mutat pe 5G. 5G uh -huh. nu mai făcea față. Da. Găfuia. Mergea, dar găfuia. Și tu aveai o a treia soluție. Și m-am mutat pe Starlink ca să, ca să meargă conectivitatea. Trebuie să vă spun o chestie, pentru că am un Starlink comercial, nu am varianta militară. Uh -huh. Am avut câteva întreruperi. Dar, cât am avut conectivitate, cât, cât au venit sateliții pe deasupra, nu, impecabil. Nu ai cum să garantezi. Nu există posibilitatea de a garanta și am probleme, de exemplu, acasă, foarte rare într-adevăr, la rețeaua la care sunt conectat și am un gigabit pe secundă, am momente în care pur și simplu nu se mișcă. E înghețat. Dar? Da, da, pentru că mai este overload în noduri și așa mai departe, însă nu doar chestia asta, mai este dorei. Da, mai există dorei. Iar cablurile de foarte multori ori sunt încă pe stâlpi. Și asta este o mare problemă. Uh, am văzut uh, niște reparații în zona mea și s-ar putea să fie din cauza respectivă uh, băieții de la hotelul de peste drum își repară gardul și fibra este pe jos. Nodul de fibră. Conexiunea este întinsă pe jos, pe trotuar. Atât s-a putut. Hai, mergem mai departe. Uh, pentru că da. săptămâna aceasta am făcut un interviu și cu uh, un, un super bărbat din... Uh, dintr-o zonă pe care o vedem mai rar. Dintr-un motiv foarte simplu, orașele noastre nu sunt foarte prietenoase cu persoane cu dizabilități. Da. Ei bine, persoanele care au probleme de mobilitate, spre exemplu, au o poveste foarte valoroasă de spus și atât să-i vedem mai des. Dar nu doar aceste persoane, ci în general oamenii care, să zicem așa, ar avea nevoie de mai multă atenție și cei de la Google s-au gândit, spre exemplu, că ar fi o idee bună să introducă mai multe setări de accesibilitate pentru cei care pot, vor să lucreze de la distanță. Pentru uh -huh. că vorba invitatului meu, de, de cele mai multe ori nu ai nevoie de un handicap ca să fii handicapat. Te poți handicapa singur. True. Și atunci, dacă nu, dacă vrei să folosești tehnologia ca pe o proteză, ar trebui să poți să faci lucrurile mai ușor și, în momentul acesta, cei de la Google au anunțat uh, foarte multe feluri în care. Um, Pot să, produsele lor pot fi folosite de persoane cu dizabilități. Dacă ne urmăriți review ați văzut de câte ori am arătat, spre exemplu, cât de utile sunt iPhone-urile la capitolul accesibilitate. Cred că sunt cele mai avansate la capitolul ăsta. Chiar Apple oferă toate me metodele posibile de a interacționa cu device-urile lor. E bine, acum și Google a adăugat chestii în plus. Da, avem zona de identificare, cu iconurile pentru business, pentru, pentru hărți. Ca să permită afacerilor să se autoidentifice identifice ca un deținător de business care are un, un, o, un dizabilitate, handicap, o, o dizabilitate, un handicap, un handicap, dacă este deținută de cineva, o persoană de culoare sau dacă este LGBTQ plus friendly. Asta e o chestie de inclusivitate să spunem, dar au mai lansat, spre exemplu, și Magnifier, o aplicație bazată pe cameră care să ajute persoanele cu deficiențe de vedere... Și hărți cu trasee accesibile pentru persoane cu dizabilități. Sunt curios dacă există hărți de genul ăsta în România. Cum faci să navighezi? doar să traverseze o stradă cu harta lor pentru persoane cu dizabilități. Mai mult decât atât, cei de la Google au mai adăugat și Guided Frame. Anul trecut au făcut chestia asta pentru a îmbunătăți selfie-urile în cazul utilizatorilor nevăzători sau celor cu vedere redusă. Practic o să spună cum să stai în cadru dacă vrei să faci o poză, să o trimiți cuiva. Pentru că sunt foarte mulți oameni nevăzători care folosesc activ laptopuri, tablete și telefoane mobile, inclusiv smartphone-uri, pentru că și ei vor să folosească aplicații. Deci, Google face pași în direcția asta și uh, îmi place. Am avut o discuție despre persoane cu dizabilități și am învățat de la ei că nu ar trebui să le spunem neapărat o comunitate, că nu uh -huh. este o chestie foarte omogenă acolo. Sunt oameni cu diferite tipuri de dizabilități și e mare lucru că și ei ne pot urmări, și vreau să le spun încă o dată celor care își doresc subtitrări la noi, care au deficiențe de auz, că lucrăm la o soluție ca în viitorul apropiat să avem mai des subtitrări de bună calitate și YouTube avansează în această direcție. Deci am observat, noi funcționează foarte bine traducerile din engleză în română, cele din română în engleză sau din română în română pentru subtitrare nu sunt încă acolo unde trebuie, deși avem software cum este descript, pentru partea de social media avem, avem deja subtitrate, că dacă nu, cred, cred de aproape toate clipurile noastre de social media. În momentul ăsta cred că sunt de la 100%. Este o muncă, un plus pe care o facem, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și nu numai, o facem și pentru cei care sunt în vârful patului și nu vor să deranjeze cu sau sunetul. Sau sunt în, într-un loc public sau pur și simplu nu vor să... Să Se audă că se uite la TikTok, că Exact. E, e cum să zic, e un pic rușinos așa să deschizi TikTok-ul cu sunet într un loc public. Adevărul e că ne-am obișnuit în sfârșit să nu mai facem gălăgie acolo unde suntem în public uh -huh. cu telefoanele noastre pentru că este urât să faci gălăgie cu propriul tău telefon. Țineți chestiile private pentru tine. YouTube ar trebui să vină cu niște chestii interesante în perioada următoare, hmm. o să schimbe din nou pagina. OK. Logic. Era normal așa, redesign pe care l-au făcut anul trecut se va schimba o să avem o chestie numită stable volume care mi îmi place foarte mult așa. și o să facă practic cum zice, o medie a volumului, o egalizare. o egalizare a volumului în așa fel încât să nu mai ai spike-uri sunt mulți care înregistrează cu diferențe mari de volum noi da. facem o normalizare a volumului în momentul în care publicăm da. ca să nu existe diferențe foarte mari se audă foarte încet sau foarte tare chestia asta o să o facă direct YouTube-ul te scapă de bătăie de cap. Ai, bineînțeles, opțiunile de premium controls, in VR, loop video. Am văzut că a apărut și din ce în ce mai populară partea cu b 3 ul p uh, pentru uh, cei care au, au premium. Pot obține o calitate mai mare dacă upload-ul face, uh, face upload la o calitate mai mare, cum o facem și noi de altfel. Noi o facem de ani de zile pentru că așteptam momentul în care compresia și conectivitatea vor susține un bitrate superior. Așadar, ceea ce vedeți în momentul acesta, dacă ne urmăriți, pe exemplu, pe YouTube, se poate vedea și într-o calitate chiar mai bună decât ce vedeți acum. De deci, Până... cele mai multe ori puteți obține calitatea asta din ce am observat eu pe televizoare. Noi, oricum, n-am urcat da, pe televizoare în general, n-am urcat foarte multe clipuri la calitate foarte mare pentru că există o problemă. Până în momentul de față, bine, noi urcăm 4K. Automat, 4K-ul deja e peste calitatea aia de dacă urci 1080, de exemplu, o să vezi un 1080 premium bitrate. Dar pe... există două feluri de 1080 acum, spre exemplu, în lista ta? Uh, nu, e doar 1080 în lista mea. Dar pe alte clipuri care se urcă doar la 1080, de exemplu, parcă am văzut, uh, parcă ăsta, 1080 pe premium enhanced bitrate. Are un bitrate mai mare pe zona de 1080. Noi urcăm 4 ca și la noi nu se vadă chestia asta. Plus că noi n-am exagerat cu bitrate-ul pentru că puteam să urcăm la 150 de megabits pe secundă pentru că nu se procesau videourile. Exact. Noi forțăm YouTube de ani de zile cu cea mai bună calitate posibilă pe care o poate înghiți. Efectiv ne ducem la maximul posibil. Tocmai de aceea am tot investit în sisteme, în camere și în lucrurile astea astfel încât să fim și future-proof. Cei care se vor uita înapoi la contentul acesta să poată obține maximul de calitate din el, adică informația în primul rând înainte de orice. Nu este singura îmbunătățire. Sunt 36 de update-uri în aplicația de YouTube unele care mi se par mie importante, pe lângă partea de volum stabile care a zis, este că vom avea animații pentru butoanele de abonare. Da, o să fie niște steluți acolo. Partea de, partea de like sau de îmi place și pentru partea de join, pentru, abon pentru mm -hmm. când ai subscribe la un canal, lucru pe care vă încurajăm să-l faceți chiar în acest moment pentru canalul pe care îl urmăriți. Dacă ați ajuns la această oră și minut de când vă uitați la Curiosity și nu este măcar prima dată, cred că n-ar fi rău să vă faceți un abonament plătit în fiecare lună prin care să susțineți acest conținut pe care îl oferim întregii comunități. Și pe lângă lucrurile acestea o să mai existe și infamul tab You o să există un You page Un, un fel de YouTube, For You Un fel de For You În care, bineînțeles, o să fie o grămadă de clipuri de tip shorts care... Și random, din când în când îți mai aruncă și un Mr. Beast și ceva din clipurile foarte populare Apropo, Mr. Beast mi se pare că a depășit recordul de vizualizări per clip în 24 de ore peste da, 60 Mr. De Beast de este un fenomen în momentul ăsta și știu că a depășit, nu mai știu, 200 de milioane de abonați săptămâna da, trecută? Da, a trecut 200 de milioane de abonați. Bravo lui Mr. Beast pentru că ceea ce face acolo este într-adevăr spectaculos. Doar pe canalul în engleză, atenție. Doar pe canal exact. Pentru că la el, pe, pe spaniolă și pe, în momentul ăsta mi se pare că fac, fac dubbing și pentru coreană și pentru chineză, mai sunt și acolo multe zeci. Iată, este o industrie ce face el acolo și îi spune că abia a început. Este doar ăla în engleză. Uh -huh. Ok. Dar. Alea, de, uh, Mr. Beast în Spanish, este iarăși. Uh... E. Yeah. Espaniol, 24 de milioane uh -huh. de subscriberi. Unde sunt uploadurile urile clipurilor, clipurilor lui, dar sunt dubbing e dubbing făcut în spaniolă. Cum se vede? española. Este y este que aún no has visto y solo están en el canal principal. Asegúrate de suscribirte porque vamos a traer a una persona al azar el próximo mes para competir en los videos. No pierdas la oportunidad de estar en nuestros videos. Suscríbete al canal principal ahora y empieza a ver todos los videos. La última le creo que fue la Sestampide AI. Ca să-și modifice și uh, vorbele. Are, are, are resurse, are voință și are foarte uh, niște specialiști foarte bune în jurul lui. Uh -huh. Am văzut un clip uh, făcut de băiatul la care a lucrat și cu Casey Neistat, care este director de creație la el. Da. Uh, și care a explicat uh, 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 foarte bine. Da, știu. E australianul la. Uh, 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 sudafrican. Da, sudafrican. Uh, stai că îmi scapă numele acum, Știi, și am, am și newsletter de la el pe mail. Foarte creativ om. Da. Și explică mecanismul de acolo foarte bun. Oricum și el când, de exemplu, l-am văzut în interviu de la Alex Friedman, în care a explicat foarte bine asta cu bra, exact. Uh, Dan Mays îl cheamă. Da, mă, Dan Mays. Uh, l-am urmărit și mi se pare extrem de creativ. Dan Mays este director de creație. A luat o scurtă pauză de la munca la Mr. Beast pentru că i s-a născut în sfârșit copilul. Îl urmărești și tu, văd uh, da, i-am văzut clipul. Da. Da, cât a, când apuc. Trebuie să mai urmărim, nu și alți creatori de la care să ne dăm un pic de inspirație. Exact. Dar bun, mergem mai departe? Da. Hai. Uh, WhatsApp folosește paschiuri. Da, de ce întreb paschiuri pentru WhatsApp? Uh, nu știu. Hai să explicăm chestia asta, pentru că e important. Cei mai mulți dintre noi avem toată viața pe WhatsApp. Este locul în care comunicăm nu doar prin mesaje, ci și prin poze, prin clipuri video, înregistrări audio, dar și convorbiri complete. Asta e un mod mai frumos de a spune că comunicarea corporate în foarte multe companii se întâmplă pe WhatsApp nu, nu doar comunicarea corporate, inclusiv contractarea și facturarea și încasarea de, o să ajungă în curând și acolo. A, da, chiar, da, chiar, corect. Partea de facturare, de încasare încă n-au rezolvat-o la noi în, în, Europa. Exact. Dar WhatsApp, pentru a face accesul mai ușor și pentru a îți face revalidarea, apropo, vă încurajez să folosiți pinul acela care să vă întrebe din când în când dacă voi este să vă băgați parola, chiar dacă este un pic stresant, însă cei de la WhatsApp vor introduce suport pentru paschiuri despre care v-am mai vorbit noi aici, este paschiurile sunt viitorul parolelor, le vor înlocui și acest lucru va elimina necesitarea, necesitatea folosirii OTP-urilor, adică acele one-time time passwords care de obicei vin pe SMS și pot fi hăcuite. Și mai de aceea, dacă elimin pentru a face validarea aceasta, autentificarea în doi pași, fără acele coduri de pe SMS, lucrurile vor deveni mai sigure, din punctul de vedere. Da, au fost bune o perioadă, sunt prea ușor de păcălit în momentul acesta. Și sunt și scumpe. SMS-urile costă foarte mult aceste companii și vor să-și mai reducă și din costuri, trebuie să o spunem. Da. Da, asta o știm de la, de la X. Parolele cheie ce sunt? Sunt o tehnologie de identificare mai sigură bazată pe criptografie care protejează împotriva atacurilor de tip phishing, încă o dată, și scurgeri de parole. Iar cu această noutate, utilizatorii pot să-și verifice identitatea folosindu-și fața, amprenta sau codul PIN care este deja pe dispozitiv. Practic, autentificarea biometrică de pe device-ul tău o să funcționeze și pentru a te loga în WhatsApp. Pe principiu că dacă îmi zice Apple că tu ești tu, nu te mai verific. Exact. Lucru care deja se întâmplă în foarte multe aplicații care îți permit să te loghezi cu un Apple ID. Ai asta cu Xiaomi și cu uh, HyperOS? Nu. Povestește. Ce? Există... Se există... așteaptă să primească un ban? Nu, nu se așteaptă să primească un ban, ci pur și simplu să uită la probabilitatea dacă cumva cineva se supără și pe noi. Așa. Mm -hmm. MIUI e de fapt sistemul, e, e layer interfața lui Xiaomi în momentul de față de peste Android. HyperOS ar trebui să intervină, să, să fie introdus în, pe dispozitivele următoare și să înlocuiască dreptat acest Miui, acest skin și, peste de pe Android. Exact. Și lansarea începe bineînțeles cu seria Xiaomi 14 în China. Ei se vor axa bineînțeles pe piața din Asia cu un sistem de operare similar, care are la bază tot Android, adică o versiune gratuită. A Dar unde serviciile, partea de servicii va, oferite, va fi oferită direct de către Xiaomi, așa cum face de exemplu Huawei în momentul de față cu Battle. Cu, cu Harmonies și cu Petal Maps și cu. Exact. Deci o să-și facă la un moment dat și au deja magazin propriu de aplicații, asta o știm, o să-și facă și serviciile de map și legăturile dintre ele, în așa fel încât să nu mai depindă nici ei de Google. Pentru că spuneam acum vreo 5 ani că dacă Huawei își pune mintea, atunci când s-a întâmplat banul respectiv, ar putea ajunge al treilea sistem de operare și al treilea magazin. Uite că au făcut-o. Sunt multe aplicații da. unde scrie Available on Android, iOS and... Uh... Exact. Au alergat, au alergat atât de agresiv după dezvoltatori, le-au oferit tot sprijinul necesar pentru a-și clona aplicațiile pe sistemul lor de operare, încât, în momentul acesta, inclusiv băncile și tot felul de servicii, funcționează inclusiv pe Huawei, pe noul lor sistem de operare. Lucru care s-ar putea întâmpla pe, pe, și pentru Xiaomi. De ce? Pentru că, deci, nu vorbim doar despre telefoane mobile. Huawei, în momentul acesta, nu mai este un player, nu mai apare în topul pe care vi l-am arătat de la Canalis, da. dar mai au și alte produse la care lucrează. Partea de mașini de care vă vorbim de câțiva ani a fost încetinită din cauza că și partea de telefonie a fost încetinită, dar Huawei nu pleacă nicăieri. Este o companie mare, puternică, cu buznarea adânci, susținută de statul chinez, care va încerca să se extindă acolo unde are loc și să-și creeze ecosistem, așa cum au făcut și cei de la Xiaomi. De aceea și Xiaomi încearcă să-și ia măsuri de prevedere cu acest sistem de operare, care, încă o dată, nu va fi disponibil doar pe telefoane, ci și pe mașini Xiaomi și pe și alte pe device wearable, Și Pe tablete și pe. Probabil. Exact. Pentru o anumită variantă și chiar și pe laptopuri accesibile. Mergem Şa mai da? departe. Pentru că dacă vă urm ne urmăriți, probabil sunteți și creatori sau poate că sunteți cântăreți și vă interesează câți mărunți puteți să mai faceți de pe Spotify. Pe, parte, pe Spotify se lansează un hub pentru artiști unde vor putea să-și vândă și mărciul, nu doar muzica. Sunt foarte mulți artiști, cred că cea mai mare parte a lor, peste 90%, nu cred că sunt rentabili din ce fac pe Spotify. 96%. No, ok, 96%. De unde asta? Am văzut mai de mult o cifră de genul ăsta. Doar 4% din artiști câștigă suficient ca să se să, 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 să supraviețuiască. Exact, și chiar există un site unde sunt încurajați oamenii să asculte melodii care nu au fost auzite de niciodată până acum, niciodată de nimeni pe Spotify, se numește forgotify.com. Așa. Și am pe uit, am uitat Spotify poți să asculti melodii pe care nu le-a mai auzit nimeni niciodată, pentru că sunt extrem de multe melodii urcate pe Spotify pe care nimeni nu le-a ascultat niciodată. Și s-ar ca una dintre ele să fie o melodie valoroasă. Și să îl ajuți aj 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 pe acel artist, bineînțeles, dacă e de un share, să fie mai popular. Și poți să-i cumperi mărciul. Așa cum puteți face și cu noi, pentru că tricoul de pe Radus, spre exemplu, face parte din colecția noastră de pe gb.ro, adică Gadget Boutique și este cea mai, una dintre cele mai simple și eficiente metode prin care puteți să susțineți activitatea noastră. Insistăm că mai degrabă lucrăm cu voi decât cu sponsori din publicitate, cum ar fi, spre exemplu, păcănele și alte chestii mai puțin sănătoase. Vreți să vă zic mai clar de atât? De ce nu mai sunt acceptate blocările pe YouTube, ai văzut? Mă, eu cred că era și timpul. Dacă ai YouTube și nu ai premium, ba nu, și dacă ai premium, Bă, nu, stai că putea pentru mine să nu-ți apare. La că premium nu-ți că... apare. Bine, eu am mai jucat între conturi, dar am văzut mesajul respectiv. Îți spune că adblock-urile nu mai sunt permise pe YouTube. Exact. Um, am văzut o dispută întreagă pe internet între oameni care spun vai, vai, de e doar pe Chrome chestia asta? Nu, nu, că am pățit-o și eu pe alt browser și pe aia hai că mă mut pe Firefox. Nu, că o să te prinde și acolo pentru că nu este la nivel de browser limitare. Din punct de vedere uh, al omului care s-a obișnuit... Cu lucruri gratis, că generația noastră a fost obișnuită cu, inter cu internetul gratis. Uh -huh. Înțeleg de ce ești supărat, dar, pe de altă parte, nu din punct de vedere al creatorului de conținut, aș vrea să spun să nu mai fii supărat, pentru că orice este, este de calitate, vei plăti. Într-un fel sau altul vei plăti oricum și de, de cele mai multe ori plătești mai mult când nu plătești înainte. Dacă te gândești la YouTube ca o sursă de uh, muzică populară pe care asculti în surdină sau non-stop, atunci poate nu e o variantă bună pentru tine. Dar există Spotify free pe care poți să-ți faci din nou da. playlist de așa da, ceva. Da, da. Anyway, nu sunt noi aici angajați YouTube să vă încurajăm să faceți chestia asta, însă trebuie să vă spun cu toată inima că sunt bucuros că YouTube limitează utilizarea blockerilor pentru că sunt foarte mulți oameni care abuzează de ele. Sunt oameni care își imaginează că ar trebui tot conținutul de pe YouTube să fie gratis pentru că simplu fapt că îi se uită la o chestie face acel conținut valoros. Da, e adevărat, fiecare vizualizare, vizionare ajută, dar nu plătește facturile. V vă spunem noi, din toate încasările pe care le facem de pe urma contentului nostru, nu suntem încă sustenabili. Este nevoie de mai mult pentru a face content și atunci mă bucur că putem limita accesul celor care vor la nesfârșit ceva gratuit, fără să ofere ceva la schimb. În viață, nimic nu e gratis. Nici munca noastră, nici timpul nostru, nici timpul tău și nici banii tăi și de aceea cred că, pe, pe măsură ce facem chestia asta, putem avea și ambiția să venim la comentarii cu badge de membru și să spunem aș vrea ca lucrurile să se ducă în direcția respectivă. Da. Și apropo de chestia asta, știu că a fost motiv de mare bucurie pe internetul românesc săptămâna asta că s-a anunțat, s-a cântat prohodul pentru FL, după care s-a anunțat a, că da. nu se mai îngroapă. Păi, păi era normal până la urmă. Deci, strigătul, da. strigătul de ajutor al celor de la ful a funcționat și fâlă nu dispare. Exact. Atât, altceva nu trebuie să știți. Exact. Mă obțin. Mergem mai departe? Da. E posibil ca inteligența artificială să înlocuiască arhitecții, George? Uh, nu, imediat. nu imediat. Dar deja eu am stat de vorbă cu arhitecți de la noi, cu cei de la fabrica de arhitectură, care colaborăm cu Daniel. Salut, Daniel, că știu că ne urmărește și el. Daniel, încercând să țină pasul ca arhitect, uh -huh. este rentabil, este sustenabil și folosește inteligența artificială. Și are software care îl ajută să facă o bună parte din modelare și din calcule automat. Dar. Dar. Partea de creație și de potrivire arhitecturală în mediu, în societate, pentru clientul ăsta, nu poți să o faci decât cu un pic de empatie. Trebuie să ai de vorbă cu omul ăla exact. să înțelegi. Exact, asta e legătura respectivă. Trebuie să iar vii cu idei din inteligența artificială, dar ca să le aplici să le faci. Pentru cineva, pentru, ca să fie un spațiu de locuit, da. o, o casă, un cămin, ai nevoie de mai mult, ai nevoie de legătura umană. Deci, dacă uh, o să faci, uite, spre exemplu, cum avem aici niște imagini, niște randări făcute de uh, Mid exemplu, care îți poate, uh, îți poate genera câte idei de genul să vrei tu, ok, poți să-i arăți clientului, uite, îți trimit 200 de poze cu case contemporane din regiunea ta și zicem care din ele îți plac. Și o să desenezi ceva pe baza lor. Poate fi și asta o variantă, deși nu cred că îți permiți scara asta. Dar acele fotografii le poți introduce într-un AI și să spun să genereze ceva mai contemporan, mai modern, în funcție da. de inspirația respectivă. Cu toate astea, eu vă mai spun o chestie. Se întâmplă un lucru atunci când lucrăm cu arhitecți. De cele mai multe ori oamenii, când văd primele randări trimise de arhitecți, se îndrăgostesc de ele. Și fac, o, fac tunnel vision. Da. Și oamenii se apucă de cele mai multe ori, din cauza celor prime randări pe care le văd, își, își creează, au în sfârșit, vizualizează obiectivul, că își doresc uh -huh. o casă, au deja o suprapunere vizuală pe obiectivul lor și dintr-o uh -huh. dată fac așa și se duc la nesfârșit și se aruncă cu capul înainte în de chestia asta, care de, de foarte multe ori, de mai multe ori decât uh, altceva, îi falimentează. Da, pentru că acele multe jumătate sunt... din cei care își fac casă falimentează făcând casa. Exact, acele randări sunt spectaculoase pe hârtie, și uh, multe dintre elementele respective pot fi inutile. Exemplu, exact. tău cu turnulețele nu doar turnulețele, balcoanele, beciurile, terasele, sunt o mulțime de chestii care nu sunt folositoare. Avem destule clipuri pe Case Bune despre chestia asta. Șapte motive să nu construiești, încă șapte motive să nu construiești și mai avem acum un chestionar nou pe care l-am făcut pe canalul Case Bune. Aș vrea să vi-l și arăt un pic ca să știți cum îl găsiți. Am făcut un chestionar care să te duci când trebuie să cumperi casă, Dacă nu vrei să construiești una este un coșmar să construiești o casă în România în momentul ăsta. Nu cred că poți să o dai gata mai devreme de 2-3 ani. Dar avem aceste două clipuri. Ce să întrebi? înainte să cumperi o casă, episodul 1 și 2, sunt două din clipurile în care am pus extrem de multă informație condensată care să vă ajute, uh, indiferent ce aveți în plan, doar să închiriați sau să cumpărați de-a binelea, să știți în ce vă băgați. E foarte important. Yes. Există o problemă în momentul de față cu ai eu și cu generarea de imagini. Au apărut foarte multe imagini cu copii în online și nimeni nu știe cum să le oprească. Deci partea asta de generative AI pentru imagini uh, duce la mai multe probleme decât ne puteam imagina. Nu că o să creeze ei uh, pron sau alte nebunii, ci pur și simplu apar copii care nu sunt reali da. și pur și simplu se pierde timpul FBI-ului al poliției căutând niște persoane care nu există. V-am povestit într-una din edițiile anterioare, uh, n-am uitat atunci în detalii, dar vă putem spune, spre exemplu, că este un caz din Spania unde zeci de fete s-au trezit cu poze uh, cu trunchiul lor expus da. pe un grup de WhatsApp, și părinții s-au șocat și au ajuns să-și întrebe fetele: Băi, dar când ți-ai făcut, ți făcut pozele astea și i a spus: Fata aia pe care o vezi acolo are fața mea, dar nu sunt eu. Uh -huh. S-a creat o panică întreagă în acel oraș, poliția a fost pusă, a fost activată pentru chestia asta. S-a întâmplat într-o școală din Extremadura, din Spania, în. Al Mendralejo, Cine, cineva care trăiește acolo ne poate confirma chestia asta, vorbind despre fete tinere care s-au trezit în mijlocul unui, unui circ, efectiv. Comunitatea de 30.000 de oameni, efectiv, nu a avut altceva de făcut câteva zile decât să discute despre subiectul ăsta și în cele din urmă poliția le-a luat urma. Erau niște colegi, niște puștani de aceeași vârstă care s-au gândit că este o idee bună să le tachineze pe fete punând pe un grup de WhatsApp poze generate cu ai cu fețele lor și cu un trunchi păi, expus. Acum, serios, îi înțeleg și înțeleg că este mai nasol. Pe vremea noastră era cuvântul meu împotriva cuvântului tău. Dar acum există urme. Acum există urme pe care nu le-ai creat și care sunt foarte ușor de realizat. Iar chestiile astea. <laughs> Vă încurajez, dacă vă trece prin minte orice fel de chestie de genul ăsta, să-i faceți cuiva rău cu astfel de poze deepfake, chestiile astea nu doar că lasă urme, chestiile astea o să vă rămână în cărcă la nesfârșit pentru că internetul ăsta, oricât de mult ne-am dori, unii dintre noi, nu uită și nu iartă. Problema asta este că nici nu iartă. Lucru care se vede în momentul ăsta și în Orientul Mijlociu, cu iertarea și cu păcatul și cu scandalul și cu imaginile și cu cine, care, cine ce a făcut. Mars a fost gândit de cel mai puternic cu tremur în 2022. Și știm de, de ce? Pentru că avem uh, uh, senzori de cutremure, cum ne spunea, seismografem. știi că Marte este singura pl planetă populată de ro roboți? Da. Uh, Marte e free. Nostru. Exact. Este singura planetă populată de roboți. De fapt, sunt mai mult de trei în momentul ăsta. Ce? Uh, trei, trei senzori de uh, seismici. Nu, nu. Uh, îl avem pe, uh, pe Curiosity, pe, da, perseverance, pe Perseverance, îl avem pe Insight. Și mai sunt... Uh, uh, Cred că este un inventar undeva. Da, eu... E... Anyway... A Hai să vorbim despre cutremure mai degrabă. Avem momentul acesta cel mai puternic cutremur înregistrat, măsurat de seismografie, este la 4,7 și a fost cauzat de forțele tectonice ale planetei, nu de un asteroid, deci nu a fost lovit de un obiect care a venit din spațiu, ci de propriile plăci tectonice, ceea ce demonstrează că are totuși suficientă masă pentru a avea uh, și a, uh, mișcări de plăci tectonice. Avem chestii în comun cu planeta Marte. M-ai făcut curios că-ți roboți pe Marte. Sunt șase. Ți-am zis că sunt mai mult. Din mai 2021. Sunt șase. Avem și Opportunity, Sojourner. Sojourner, 2000, dar nu cred că mai merge. Nu. nu, mai a fost Spirit. Nu contează dacă merge sau nu. Ideea e că e acolo. Da, corect. Așa și este. mort este până la proba contrarie, știi? Da. Cred că ar fi o variantă să mai scăpăm un pic de încălzirea globală și să mai pună luna între noi și soare o perioadă. Cum, o, cum o convingem? Păi nu știu, ne, ne uităm peste cât, 150 de ani, mi se pare, că o să fie următoarea eclipsă care o să facă chestia asta? Probabil. Deci pe 14 octombrie 2023, luna s-a aliniat cu soarele și pământul și-a produs o eclipsă solară inelară care a acoperit parțial Statele Unite. Arată spectaculos fotografia din spațiu. Uh -huh. De fapt, eu, cred că e o randare asta. Nu? Um, a, nu. Nu, 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 imaginea e a fost capturată de, de um, un, o chestie care se numește Epic Imager. E o cameră video în spațiu. De la, da, NASA. de la un satelit. Uh -huh. Dar mare atenție că este un Deep Space Climate Observatory o, 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 care se află în punctul la Gran Juno, Adică e departe rău. E, e suficient de departe, da? Cum ce zoom are. Are, are. Apropo, să te -am și mă gândeam zilele astea, cum ar fi să hă hăcuiești James Webb și să spioniți prietenii cu el? Prietenii că poți să le vezi când își bagă parolele pe prietenii telefon. Prietenii în din trecut? Păi din trecut așa se spienez. Ok. Deci, luna a trecut practic și a creat această umbră și a avut un traseu așa pe deasupra Statelor Unite unde a fost aproape eclipsă totală. Nice. Da, un ring of fire a fost. Deci, cred că a fost o... Auzi, sunt tare curios dacă s-au înregistrat vizionări suplimentare la <laughs> frăția inelelor. <laughs> nu știu dacă știi de știrea asta, dar băiatul ăsta l-am citit mai de mult. Dar mi-am adus aminte din nou de chestia asta și n-am băgat-o în curiosity. Cu cercetătorul la care s-a injectat cu bacteria. Așa. Ai auzit de ea? Știi că ziceam? Am eu o mei că eu știu că bacteriile alea sunt nemuritoare din Arctic. Așa. Și mai știu și alții de chestia asta. Și? Că există un grup de cercetători care își injectează bacteriile astea nemuritoare. Așa. Pe care le-au extras din ghețari. Ca să-și prelungească viața. Și să găsească un... Mamuții, știi, faza cu mamuții, ea care vor să ne vie mamuții. Ok. Uh, cu toate acestea, omul de știință, Anatolii Bruchkov. Bruchkov, uh, recunoaște că acțiunea sa nu este o chestie științifică. Normal, că sunt niște nu. bacterii pe care le-a băgat în tine. Nu, dar sunt alții care vor să introducă ca... O, o să mai vezi uh, fenomenul ăsta. După experiment, susține că se simte mai bine și nu a avut gripă de mai bine de 2 ani. te mă uh -huh. de aici. Bine că n-ai murit. În articol se vorbește despre o tulpină de bacterii numită Bacillus F, veche de 3,5 milioane de ani, descoperită în permafrostul din munții uh, Mamut Siberia. din Iacuț, Siberia. Însă, în Siberia, în momentul ăsta, ies monștrii, practic, la iveală, că da. se tot topește permafrostul ăla. Și uh, cercetarea lui Brușcov sugerează că mecanismul acestei bacterii ar putea prelungi viața umană, zice el, dar funcționarea exactă a acestui mecanism rămâne necunoscută. Pentru că bacteria aia a fost inertă timp de 3,5 milioane de ani, adică s-a prezervat singură. Acum, dacă s-a prezervat singură, chestia asta spre imortalitate nu știu dacă o să fie. Cu toate acestea însă... Imortalitatea poate, poate să însemne și să-ți scazi foarte mult um, respirația până la nivelul la care să fii cumva inert și să te trezești peste 500 de ani sau 1000 de ani. Și aia poate să fie imortalitatea. Cepte în America Mach? Da, exact, exact. okay. uh, dar n-aș lua în râs însă cercetătorii ruși pentru că unii dintre ei au reușit să îmblânzească vulpile și să le facă albe. prin Da, există chestia asta. Mergem mai departe pentru că mai avem o știre importantă. Dacă aveți de gând să mergeți în Dubai, s-ar <laughs> putea să vă întâlniți cu mașinile de poliție automate. Fără șofer. Fără șofer cu inteligență artificială. Sunt de fapt niște mici mini-rovere de dimensiuni uh, sensibil de mare, adică pot ajunge pe stradă chestiile astea, sunt un pic mai înguste decât o mașină normală și mai mici, au camere la 360 de grade și pot patrula 15 ore non-stop și înregistra și laidare. 15 ore. Când, eu, polițistul ideal. E pe teren 15 ore. Wow. Plus că stă cu ochii în patru tot timpul, adică la 360 de grade. Are recunoaștere facială. Auci. Asta e nasolă. Deci îți face și poze, o trimite și la sediu și îți dă și amendă. S-ar putea să tragă banii din cont automat. Fiecare pas pe care îl faci pe trecerea de pietoni pe roșu să-ți mai tai încă 100 de dirham. La ei se poate. Sunt convins. Dar deocamdată nu, 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 poate să meargă mai repede decât un om. Cred că s-au gândit și ei la chestia pe care a zis-o Elon Musk. Trebuie să, trebuie să, faci chestia asta să poți să fugi de ea în caz de ceva. Exact. exact. Deși dacă este electrică, cu un mic hack ar putea să meargă mai repede de 7 km la oră, cât este viteza anunțată oficial. Nu au vrut să sperie populația din prima, dar la ce suspensii văd eu aici, cred că chestia asta poate să facă și drifturi. O să meargă mai mult în zonele rezidențiale ca să se simtă local nici mai bine. Adevărul e că criminalitatea din Dubai chiar avea nevoie de o armă. Nu prea există criminalitate acolo. Acolo, dacă, o fa dacă faci ceva, plătești foarte repede. Apropo de chestia asta, în articol se mai vorbește despre primul autovehicul autonom care a mers pe străzile din Pittsburgh în 1986. Vezi de chestia asta? Ce tare, mi se pare. Netflix vrea să fie concurentul lui PlayStation. Netflix Am mai zis chestia asta. Da, promite de multă vreme că introduce jocuri pe televizor. Nu le-am văzut până acum, le-am văzut pe mobil, sunt penibile. Dar acum și care ceva? Tentații către GTA 6. Mm -hmm. Și nu cred. Dar cum ar fi să se bată palma pentru GTA? Eu nu cred. Eu nu cred. Dar cum Eu ar fi să se lanseze exclusiv pe Netflix? Mm -hmm. O să fie, poate, pentru o altă versiune, Grand Theft Auto. Ok. Tare curios sunt. Dar nu cred că toată franciza o să munte acolo. Poate o să fie o versiune a jocului respectiv. Acum, momentul de față este doar un zvon. Dar problema este că în momentul de față este foarte complicat să faci streamingul respectiv pe altceva decât pe un PlayStation sau pe un PC. Poți să o faci online într-adevăr, dar serviciile respective sunt dependente de o consolă sau de un PC. Ok. Și Netflix ar trebui să aibă ceva uh, foarte bine gândit acolo, pentru că altfel, altfel nu văd funcționând. Uh -huh. gta are nevoie de performanță, are nevoie de multe chestii ca să uh, funcționeze corect. Dar, dacă reușesc treaba asta, o să fie un concurent serios, pentru că GTA 6 este așteptat de 11 ani, parcă. Vom vedea. Vom vedea. Nu cred, dar vom vedea. Mai încerc să îți arăt ceva. Săptămâna aceasta aș vrea să vă arăt un tool la ponturi utile, uh -huh. foarte bun și foarte simplu. Pi.ai. A, ah, da, îl știu. Îl știți pe Pi.ai? Dacă nu aveți încă, nu v-ați jucat încă cu niciun fel de chatbot din ăsta, cu niciun fel de AI, că vi se pare că e prea complicat, intrați pe Pi.ai și spuneți-i să vă răspundă limba română. Și o să vezi că poți să vorbești cu el pe chat, poți să-l întrebi orice și este inclusiv chiki, face și glume. Și are inclusiv voce. Nu știu dacă o face uh, în română. Ia să trec. Um, tell me in English. Da, da, merge. Îmi s să dus, dus la coafor să-și taie penele. A zis, puțin, te rog. N-am înțeles-o. Are inclusiv Ei, o parte de introducere vocală. Este o versiune cât se poate de simplă. L-am folosit pentru un pic de research zilele acestea și mi-a plăcut. Spre exemplu, mi am făcut research-ul despre contuzii în, în rugby. În rugby. Ia. Mm. Yeah. Ce zice ouăle când se desculcă? Sânge ouă, nu rămânem. Le-a tradus din engleză. Uh, ouăle nu se fac, uh, nu știu. A înțeles? A Mi-a înțeles. dat o, o glumă mai umană. Ok. Eu uh, jucați-vă un pic cu el la un moment dat o să vă ceară să vă și logați cu ceva dar nu o să vă ceară nimic la schimb, este în fază de beta testare și este efectiv încă un chatbot cu care poți să porți conversații uh, și vă mai recomandăm o carte uh, eu mi-am descărcat-o încă n-am apucat să o ascult, dar am auzit de bine despre ea uh -huh. pentru că există un om care a descoperit o metodă de a-și prelungi viața fără să-și bage bacterii din permafrost să bagă el în permafrost <laughs> Metoda lui este foarte bună. Apropo, de, în momentele, dacă respecti regula simplă de respirație pe care o explică el, este una singură, te ajută să te încălzești atunci când ți-e frig. Dacă îți controlezi respirația și faci ciclul ăla de respirație timp de 2-3 minute, te vei încălzi. Ok. Funcționează și dacă bate vântul peste tine și ești pe vârf de munte. Ok. Faci uh, exercițiul ăla de 5 minute și ajungi să te încălzești. Tocmai de -aia trebuie să îți recomand să, să încerci cartea asta. Uh, în limba română o să zic că e o carte un pic controversată pentru că e destul de dură. El a avut o viață destul de dură uh -huh. și tocmai de aceea metodele lui sunt puțin mai neortodoxe. Uh -huh. Dar ei spun că oamenii cei care, cei care au încercat uh, sfaturile lui spun că au scăpat de multe probleme de oase, de mușchi, de ligamente. de... Okay. E practic terapie cu, apă, uh, cu rece. apă rece. Apropo de chestia asta, săptămâna aceasta s-a lansat un produs pe care mi-l doresc. Ia spune. Nu se vinde în Europa. Ia spune. Plunge.com au lansat noua generație de cădițe de cold plunge. Ah, plunge. 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 Dar știi că poți să-ți faci tu cădița. Da, dar uite cum arată asta. Da, da. Uite o pe asta. zici că stai într-un frigider. Nu. Uite-te la ea poți că Poți să faci e. și dintr-un frigider vechi o cădiță, știi? S Tot, ce mai mulți oameni au să-și facă din chestia asta. Dar uite cum arată asta, dar asta e cea dinainte. E mai frumoasă asta dinainte. Da, dar asta nu, are, asta ar integrată grupul de răcire acolo în marginea cădiței, pentru că nu ai nevoie de capătul ăla. Eu drept. vreau sauna. Au și sauna. Însă, terapia asta cu rece, eu fac dușuri rece în fiecare zi, nu mă laud neapărat cu chestia asta. M-am bucurat, pe exemplu, că la Brașov în weekend am avut, am avut ocazia să fac cu apă la puține grade, uh -huh. la, la, nivelul la care am făcut duș cu apă rece pe piele și când am ieșit din duș, era deja pielea roșie. Da. Da. Asta mi se pare foarte tare. M-am activat, m-am trezit și mi-a schimbat starea. Îți schimbă starea în bine, surprinzător, pentru că spune corpul să muncească. Exact. Îl, îl pune într-o într situație, opa, asta e un pic, că ceva e în regulă, trebuie să, trebuie să, fiu activ. Altfel ești așa un pic cam... Și cel mai, important, cel mai important consumator de energie al corpului nostru este generarea de căldură care se face cu musculatura. Musculatura noastră creează căldură. Yes. Uh, repede, două ponturi de vizionat în acest weekend. Dacă v-am dat ceva de citit și de studiat, cum este metoda Wim Hof și băile reci, de care probabil ați mai auzit, și dușurile reci, poate o să vreți să vă uitați la serialul Foundation, dacă nu vreți să citiți carte care e mult mai bună. Da, nu știu cum îl găsiți pentru că e disponibil pe Disney Plus, în momentul de față. Aveți pe, voi soluții? Apple TV Plus. Apple, da, nu știu cum îl găsiți pentru că e disponibil pe Apple TV Plus doar, dar găsiți. că Apple TV soluții? Plus nu este disponibil la noi. Așa că dacă deși nu e disponibil momentan, la noi te poți loga te poți să încerci să te loghezi. Îți apare pagina de login, îți paci contul, îți faci autentificarea cu iPhone-ul, dar spune că nu e încă disponibil. Poate că merge cu Surfshark VPN? Exact. nu avem promovarea asta pentru Surfshark VPN, dar funcționează pentru așa ceva, pentru că spre exemplu, mai era un film care nu era disponibil decât pe Netflix Canada ai pentru toată, cineva din familie. Ai toată librăria. La la vedere. Uh -huh. practic. Azi? Deci asta este o diferență. Au început în sfârșit să vadă galeria. Deci e clar că se pregătesc yes, să, yes, yes. Să, să lanseze. Eu zic că urmează pentru că ai și butonul de sign-in și te poți, poți să încerci să te loghezi și doar spune că nu e disponibil. Exact. Însă Foundation... Yes. Serialul Foundation. Uh, apropo, eu m-aș bucura dacă îmi dau de la telefonul să încă de-acu' 2 ani, la 6 luni gratis, că era vorba cam 6 luni gratis. Da, posibil. Ar fi tare, da. Ar Când o să fie disponibil. Așa, deci, serialul Foundation, încă o dată, că acolo vreau să ajungem, este adaptarea uh, seriei Foundation scrisă de Isaac Asimov, acest geniu al SF-ului, care a văzut multe chestii înainte, înaintea noastră. Problema care este că serialul aduce modificări importante față de sursa originală, inclusiv modificări de gen ale unor personaje și multe incoerențe științifice. Așadar, uită-te la Foundation ca la o chestie de divertisment și un pic inspirațională. Este foarte frumos făcută din punct de vedere vizual, însă un pic de gândi... dezamăgit. Da, Criticii se declară un pic dezamăgiți de Pentru că, de că ai citit cartea și nu, nu, nu respectă. Dar asta exact. o să fie totdeauna o problemă. Dar dacă ești cumva Ți-a plăcut foarte mult Dune și nu mai ai răbdare până vine episodul următor. Ăsta e un serial care s-a să da. satisfacă curiozitatea. Hai că s-a terminat uh, greva scenariștilor. Dune totuși va fi lansat cu șase luni întârziere. Uf, oricum era 2025 plănuit. Da. Și cu asta am ajuns aproape de final. La partea de criptă nu vom să vă spunem decât că săptămâna aceasta uh, am avut X-Day, care este în derulare la momentul registrării noastre și o să avem luni mai multe informații. Bam, și niște interviuri în exclusivitate cu oameni din echipa X. Mă duc să dau fugă acolo, la Palatul Parlamentului, unde am avut, iată, cel mai mare eveniment de cripto și de blockchain din țara noastră, la care au participat și oficialități. S-au făcut tot felul de anunțuri de parteneriate, inclusiv cu Tencent, cu Team Mobile. Tencent? Cu, da, este Tencent oh, și Google Cloud. Boy. Știi și ce înseamnă asta? Înseamnă foarte mult. Exact. Sunt niște chestii uh, foarte importante care se anunță acolo. Uh, sunt tare curios însă uh, ce impact va avea asta asupra comunității, care în ultima perioadă s a arătat destul de nemulțumită de felul în care se mișcă prețul uh, într-o perioadă de bear market, în care suntem la minus 90% față de vârfuri. Mamă. Da, sau chiar mai jos în anumite cazuri. Absolut. Este foarte greu, este o perioadă foarte, foarte dură, uh, însă, uh, așa a mai fost și înainte de ultimul buloran. Fix la fel. Și înainte de bulranul a fost la fel și înainte și atunci nu poți să vă las decât cu chestia asta că faceți-vă research-ul și investiți pe termen lung în proiectele în care credeți, dar nu mai mult decât banii pe care să-ți pregătiți să și pierdeți, pentru că, cum ne arată istoria, în anumite cazuri se pot și pierde bani în cripto, destul de ușor. Și atunci, ne oprim aici, pentru că v-am spus destule, o ediție condensată, dar destul de lungă, sper să vă fi fost de folos, dacă v-a plăcut, dați-i un share, către un prieten, pe WhatsApp, pe orice fel de platformă socială. Dați cu share-ul ăla că nu vă costă nimic, dați și like dacă v-a plăcut și abonați-vă dacă nu sunteți deja abonați. Alăturați-vă aceste comunități și susțineți activitatea noastră prin butonul join de aici de sub acest player video, dacă vă uitați într-un browser sau de, de pe, pe, pe aplicație sau pe aici, pe aici pe aici. Aia, aici. Iar Sub player, sub player o să găsiți tot timpul produsele de pe magazinul nostru, sunt de la noi. Când cumpărați, practic ne băgați energie în instalație când cumpărați produse de la noi, pentru că nu se ducă marja la un retailer mare, se duce marja aceea la noi. Bine, și doar noi pe le putem pune acolo. Deci. Cum? Doar pe ele le putem pune acolo. Nu putem pune alte produse acolo. Da. da. Așa deci. știți că sunt de la noi. Da. Alte produse sub acest clip video, nu găsiți decât cele de la noi, așadar dați click pe ele și uitați vă măcar, vedeți dacă vă folosește ceva. Apreciem foarte mult că folosiți cablurile de la noi. Am făcut încă o, o comandă în avans pentru că e cerere, e cerere foarte mare. Oamenii și au dat seama că nu primez de la Apple cabluri suficient de competente pentru a-și folosi telefoanele la potențialul lor. Plus că se duce vorba, știi? I-a și Flavius și a zis și el: "Vreau cui arăți cablul ăla și punem un apel și înțelege de ce costă atât și de ce este atât de premium, automat o să vrea și, și el. Și pe măsură ce fiecare își cumpără și le arată la alți prieteni, așadar, recomandarea noastră arată și cablul la altor prieteni, dacă vrei să ne, faci un, să ne ajuți, să ne facem bine. Cumpărați cablul de la noi, că sunt bune și au și garanție, arătați-le prietenilor și susțineți-ne cum știți voi mai bine. Și încă o dată, dacă vrei să fii promovat aici în Curiosity sau în IGDLCC sau oriunde pe acest canal, scrie-ne pe contact arondbuchnici.ro, fetele de la vânzări abia așteaptă să-ți facă o ofertă de nerefuzat. Radu, mulțumesc! Cu mare drag! Îi mulțumim și lui Daniel, dar și lui Bobby care a stat cu mine acolo la cameră. Mai poți? Mai poate! Ne oprim aici, dar data, până data viitoare să vă fie numai bine!